Salutare! Bine ați venit la un nou episod în Dodi. Continuăm astăzi cartea Virtutea Egoismului de Ayn Rand. Începem cu capitolul Rasismul. Da, înainte de a discuta, nu mai fiți rasiști. Înainte de a discuta capitolul, de fapt astăzi o și încheiem, sunt trei capitole la rând. Jos în descriere găsiți un link pe Amazon, ultima șansă să vă mai... E ultima oară, hai să zicem așa, când vă amintim să vă cumpărați cartea asta. Tot jos în descriere, nu e ultima oară când o să vă amintim că sunt și niște link-uri de crypto și Patreon dacă vreți să susțineți financiar efortul nostru. De asemenea, jos sub videoclip o să găsiți un buton de like, unul de share, unul de subscribe, un clopoțel vă folosiți și voi că aveți destul IQ de mers pe net de fiecare dintre ele, după cum vă place sufletul. În descriere mai găsiți și alte locuri unde vă întâlniți cu noi pe net, un blog, un cont de Twitter, un cont de Telegram, avem și grup de Telegram, putem să discutăm în timp real dacă e ceva ce vreți neapărat să ne transmiteți și comentariile de la videoclip nu vă ajung. Așa, rasismul, ce e rasismul? Cea mai primitivă formă de colectivism, spune doamna Rand. În practică înseamnă să judeci pe un om în funcție de genealogia lui, de strămoșii lui, nu să îl judeci după ce face. După taică. Ea zice că e interesant că vorbim de, că descoperim că inclusiv în cartea asta se vorbește despre rasism. Ea spune că în capitolul ăsta ea folosește rasismul în sine ca pe un proxy pentru toate formele de colectivism, că de fapt bătălia ei este între colectivism și individualism, cum o să vedem în capitolul următor. De fapt, eu o anunță și din capitolul ăsta, dar se folosește de rasism pentru că, din păcate, atât la vremea respectivă cât și la vremea asta era un hot topic, să-i spun. De asta mi se pare interesant că încă mai avem discuții de genul ăsta. Poate nu vă aduceți aminte, dar protestele Black Lives Matter au fost acum 2 ani, nu mai mult. Știu că în lumea de astăzi pare puțin. Ea leagă chestia asta și de descoperirile științei și anume faptul că caracterul și ceea ce gândește un om nu este determinat de părinții, de strămoșii lui, ci e determinat de ce face omul, cum ar veni. Bine, aici e mai mult viziunea ideologică a, nu știu dacă e neapărat ideologică, ba da, e viziunea aia ideologică a omului ca tabula rasă. Da. Pe care o avem din filozofia secolului 18-19, dar 19 mai mult, nu? Te gândești că empiriștii britanici apar chiar prin mai devreme. 18, da. Locke era, nu? Empiriștii. Da. Că mintea e goală și vin simțurile, vin și imprim acolo chestii. O, răspunsul era... Cred că Leibniz, uite, care era din tabăra cealaltă, zicea, într-adevăr, nu există nimic în intelect care să nu fi fost în simțuri, nu există decât intelectul însuși. Uh-huh. Da, poziția lui fiindcă există, da, niște chestii. Nu mai știu care acum, care sunt titanii în care se bat, însă cred că, nu știu, Peterson și Pinker sunt proidei născute sau protrăsăturii născute, știi, probabil. Omul e într-un anumit fel, el nu cred devine... Cred că cum, poziția curentă este că există și oarecare plasticitate, există și oarecare predeterminare genetică, dar există și foarte mult loc de maleabilitate. Adică chestia asta, nu știu, dar dacă nu, să zic... Dacă nu ne e clar de ce atunci când vedem, hai să o luăm altfel. Dacă
eu zic, încep să spun o poveste despre un chinez, o să te gândești la o chestie așa de înaltă, nu la Yao Ming. Faptul că există și Yao Ming, care întâmplarea face că a fost unul dintre cei mai înalți jucători de basket din NBA, din istoria NBA-ului, și a fost născut și crescut în China, e cumva argumentul ăsta alt, că pe numere, că indivizii trebuie judecați ca indivizi, dar există și tendințe care se manifestă pe numere mari, așa cum se manifestă fizic, creierul fiind o chestie legată de fizică și demonstrat, vorbind că este influențat de componența, de componența sa fizică, e clar că există o influență fizică acolo care nu poate fi chiar ștearsă cu buretele complet, complet. Da, așa, la antipodie, poziția asta postmodernă, constructivistă, omul iese tot, chiar și la Sartre apare poziția asta, te tot, existența precede esența, te tot redefinești, ești ce vrei să fii, știi, ca comercios. Da, asta era disputa, cât e, din ce zice Vali, adevărul e la mijloc, adică n-au ce da și ea și ea sau. Eu aici sunt de partea doamnei Rand. Părerea mea este că atunci când ai de ales ceea ce contează într-o societate, ai de ales între a face un bine sau a face un rău, negi esența omului, negi omului posibilitatea de a alege, da? Dom'le, vreau să fac un lucru, da? Sau puterea de a scăpa de o anumită, să zicem, predispoziție care provine de la strămoși și, domne, dacă unui român în America îi pui în față posibilitatea de a perpeli niște cercei, nu se poate abține. Adică ce vrei să spui, că românii sunt hoți? eu n-am înțeles chestia asta. Nu, aș zice că din punctul ăsta de vedere suntem toți la raționamentul pe care îl spunea Ayn Rand, că omul în sine trebuie judecat ca individ după acțiunile și capacitățile sale personale. Dar asta nu înseamnă că nu există niște lucruri mai mult sau mai puțin predefinite. Adică e o mare diferență. Asta și încerc să spun, că e o mare lucruri... diferență între ceea ce presupune tabula rasa, da? Și ceea ce e capabil omul să facă. Sunt, mă rog. Dar cum zic, lucrurile astea care contează ca și relații sociale, da? Cum mă raportez la ceilalți semeni, și ele sunt, provin din, sau sunt doar niște chestii care doar prin cultură, prin nurture, cum ar veni, au fost adăugate. Nu știu la ce te referi. Tu zici că, dom'le, sunt niște chestii predefinite. Da. Chestiile predefinite sunt culoarea pielii sau sunt chestii de tipul... Este ca muncii, de exemplu, e născută sau e dobândită? Da. Depinde. Există tot felul de studii de genul ăsta care spun că personalitatea, asta e în aria lui Peterson, de exemplu, că personalitatea este în mare parte definită de la naștere. Ea are un grad de plasticitate, poți să-ți schimbi personalitatea într-un anume măsură, dar nu cu totul. Adică dacă tu nu ești o persoană, okay, dacă te-ai născut cu zero, ca să fie și partea asta, întrebarea pe care o pune Costel, dacă tu te-ai născut cu zero, cu scorul de zero la capitolul hărnicie, sau te-ai născut, știi, asta e greu de zis, că pe bebeluși nu-i poți testa, știi? Da, da. Dar la primul moment în care poți să faci testele astea de personalitate, dacă el are zero la capitolul hărnicie, nu o să poți să-l duci la 75, o să poți să-l duci la un 30, 40, dar nu, în niciun caz nu o să poți să-l mai duci undeva unde să zici că omul ăla o să stea și o să muncească toată ziua. Și atenție, că atunci când spun că zero, știi, nu înseamnă neapărat, asta e partea a doua care încearcă
psihologii să, cum să zic, să înfrângă demonizarea asta, că uite, de exemplu, pui întrebarea de genul, domne, conține o prejudecată în ea. Domne, n-are etică de muncă pentru că e o lichiai, un lene și așa s-a născut. Știi? Uh-huh. Dar faptul că nu are etică de muncă, faptul că ăla are zero la capitolul hărnicie, da? Nu înseamnă că are tot zero, știi? El are un... Dar poți să-ți imaginezi cumva că te naști cu un număr de puncte, știi, ca la jocurile de roleplay. Te naști cu un număr de puncte și astea se distribuie între trăsăturile personalității. Vorbesc aici de Big Five Personality Traits. Și în funcție de câte puncte ai avut, cum s-au distribuit, ăla ești. După care poți să lucrezi să-ți mai modifici tendințele, personalitatea, ce e de fapt? Sunt tendințele născute. Vezi, iarăși dăm de cuvinte din astea. Tendințele născute. E felul în care ai reacționat tu. Uh-huh. În modul cel mai raw, nepregătit. În modul cel mai autentic. Dar asta e ce încerca să spun, ce încercam să zic, că psihologii încearcă acum să normalizeze ideea că nu este o personalitate câștigătoare. Nu e un ceva care, domne, trebuie să fii așa, trebuie să ai atât din asta, atât din asta, atât din asta, ca să ai succes în viață. Și dacă n-ai, ești un om rău, sau dacă n-ai, ești, okay, și ai o trăsătură negativă. Am zis, și teoria asta de care vorbești tu spune că așa se întâmplă în mod random la diversi indivizi, indiferent de rasă. E că e posibil să găsești oameni care au zero hărnicie și printre asiatici și printre africani și printre europeni, sau este ceva, găsești sensul, mai mult într-o rasă sau nu? Adică să legăm de rasism. Nu, vezi, pentru că este, din păcate, pentru că e un topic atât de sensibil. Nu s-a mai cercetat. Au fost atât de sensibil încât nu s-a mai cercetat. Hai să zicem altfel. Consensul lumii bune era că nu, asemănări sunt suficient de mari încât să fie adevărat rasism. Și variațiile în interiorul rasei iar sunt mari, știi? Ca sunt să mai zici, mari decât întrești. Da, bine, asta era consensul lumii. Exact cum ai zis tu, consensul lumii bune. Știi cum să închidem subiectul spunând și într-un fel și în celălalt. The Bell Curve, cine a scris? Da, Charles Murray. Ori ei merg și ăla a murit ăla. Îl cheamă un biolog, un... era... Da, că există, cam asta e tezalogia. Asta ar fi răspunsul, știi, uite, de exemplu, deci tu m-ai întrebat o chestie și eu ți-am spus, subiectul fiind atât de sensibil, nu s-a testat, nu s-au căutat corelațiile, dar uite că s-au căutat corelațiile între a avut pe vremea când încă se mai puteau pune asemenea întrebări, a avut curiozitatea Charles Murray, mi se pare, și... Nu știu cum era celălalt, cum îl chema pe celălalt, și a găsit o corelație în proporție de 70-70% din inteligență e, nu, invers, scuză-mă, 70-80% din inteligență este maleabilă, dar restul e cumva genetică. Genetică în sensul de, nu de rasă, dar genetică în sensul de părinți. Acum, dacă există aceste corelații între IQ mediu și rasă și există... Eu cred că au mers mai departe. Bine, ce zicea Mare era că mai bine ne ocupăm noi decât alții. Mai, noi băieții buni decât... Dar ideea e că n-a știi. Ar trebui să... Da, uite, pe de altă parte, și în virtutea acestor descoperiri, apropo de chestia asta, se explică de ce, deci, de exemplu, la testele de IQ, da, cei mai bine o duc est-asiatici. Mm. Da? China, Hong Kong, Japonia, Corea, da? După aia sunt țările din... din Europa, știi? Dacă e să vorbim de rase, efectiv,
Deși, după părerea mea, coreenii și japonezii sunt destul de diferiți, astfel încât să nu merite să le spui rasa galbenă, că nu par să fie din aceeași... Tu dai seama că e film corean sau e japonez? Da! Da, și nu după limba pe care o vorbesc, știi? Și mai mult, îmi dau seama dacă e film... Îmi dau seama dacă e film corean sau chinez. Aș spune că deci ei o duc cel mai bine în clasamentul IQ-ului, după aia vin albii undeva cu o plajă foarte mare, atât de mare câte naționalități avem care să ne reprezinte. Cumva după aia vin latinoamericanii și tot continentul sud-american și la urmă sunt... Mă rog, tot pe aici sunt și arabii și nord-africani, și Africa subsahariană este cel mai prost reprezentat din punctul ăsta de vedere. Există, de asemenea, hai să o zicem și pe asta, există și critici ai testelor IQ care spun că, domne, testele IQ de fapt nu măsoară decât capacitatea ta de a funcționa într-un... mediu universitar. Este un mare fan al perspectivei astea, la cum îl cheamă, care a scris Antifragile. Care are un... Cum? Și Black Swan. Da, și Black Swan. Taleb. Da, Nassim Taleb, care are o dispută ongoing cu Peterson pe tema asta. Și el e de părere că IQ este o măsură din asta care este... cum îi spune, nu are niciun sens. De altă parte, toate acuzele cum că ar fi normativă pentru societatea albă și de asta cumva în bloc alte persoane din alte societăți le exploatează și au altfel de rezultate, le exploatează în sensul în care au succes est-asiatici sau pe partea ailaltă nu au succes ceilalți indieni, mexicani, whatever, este demontată de faptul că s-a reușit abstractizarea testelor de IQ astfel încât să nu mai fie nevoie de cuvinte. Că se spunea că, domne, sunt cuvintele, e o relație între cuvinte care reprezintă, nu, doar pe imagini. Și se mențin corelațiile astea. Adică, cumva, e și nu e. Mm-hmm. Mai e o chestie pe care o spune Peterson la un moment dat, care nu ai de unde să o apuci, dacă e să o luăm așa. S-a făcut un studiu și e o corelație între IQ și viteza de reacție. Cât IQ mai ridicat, cu atât ai viteza de reacție mai ridicat. Zi-mi-o pe asta. Da, nu știu. Și mai e faptul, ultimul lucru pe care mai zic, care e împotriva argumentului ăsta de tabula rasa. Uh-huh. Nu poți să îmbunătățești IQ. Și o persoană nu are ce să facă pe parcursul vieții, oricât studiază, oricât așa, să-și crească IQ. Ok. Dacă ești tabula rasa și tot crești și poți să-ți aduni lucrurile... Ar trebui să poți să faci, măcar să existe cazuri. Nu, ar putea să-ți dau un contraargument posibil. Ar fi faptul că tot ceea ce înveți tu sau IQ-ul se dezvoltă ca și limbajul doar în perioada aceea de 2, 3, 4, 5 ani, știi? La începutul vieții. Că nu poți să-l testezi pe ăla, să-i dea un test IQ. Da, dar cum îi spune? Pe care nu se mai poate dezvolta. Invers. Presupunerea care o ai în tabula rasa... Nu e că ești tabula rasa doar 2-3 ani. Nu, ești la începutul când te naști, tabula rasa. Așa. După aceea, în 2 ani, să zicem, sau un an, poate chiar mai puțin. Și la 80 de ani definești. Asta e ideea în filozofia asta. Constructivistă. Înțeleg ce spui, are sens. E o contraexplicație. Nu informații noi. Păi da, dar... Uite, limbajul se dezvoltă, da?
doar în primii 3 ani sau 4 ani de viață. Da, da, da. După aceea nu mai poți să, dacă nu l-ai învățat în 3 ani, 4 ani, după aceea nu mai poți să înveți. De acord. Poate și IQ se dezvoltă la fel în mintea omului. E foarte posibil. Mai sunt și alte criterii despre care știm că se dezvoltă prin expunerea la anumit stimul la vârste foarte fragede. Unul dintre exemplele astea e empatia. Deci poți să, dacă vrei să garantezi că un om se naște fără empatie, nu, scuză-mă, că un om ajunge la, să nu aibă niciun fel de empatie, dacă vrei să crești un psihopat, elimină orice contact de feedback response în perioada de formație, între, de la 6 luni la un an jumate. Tu ăla nu o să aibă nicio urmă de empatie. Dacă îl crești cu roboți, iese... Da, ce spune, reluând, ce spune asta teoria tabula rasa, nu are, sau cel puțin în teoria ei în sine, nu are o dată de expirare. Mulțumesc. Astea sunt niște observații pe care le-am făcut cu timpul și cu care cred că suntem de acord, dar cumva aduce un pic cu discuția aia, nu mai știu la ce eram, la Hoppe sau la cu apriorismul. Nu eram la Hoppe, la cine eram? Ce anume? Care intriga? Că anumite categorii deja le-ai în cap. Egalitate. Exact, că anumite categorii le ai și tu nu trebuie să le înveți că te-ai născut cu ele, că e teoria aia a priorismului. Și acolo am și zis, zic, păi normal că dacă ăștia până la vârsta acutare copiii nu existau și iau în calcul doar la o vârstă încolo, adică e vorba și de limitarea mesajului, adică o teorie din asta precum tabula rasa a ieșit, dar aș spune că a fost depășită de realitatea științifică de astăzi. Ok. O altă formă de rasism, atât de cea obișnuită, Ayn Rand dă câteva exemple aici. Atunci când apelezi la unchiul tău care a creat imperii sau vrei să salvezi numele familiei atunci când acoperi niște infracțiuni sau crime făcute de diverse rude, toate se fac în numele... Da, și astea sunt forme tot de rasism. Mă rog, aici ea folosește rasism, dar e cumva, am mai zis chestia asta, ea folosește rasism ca un proxy, dar se referă la toate felurile de colectivism. Întâmplarea face ca aici, de exemplu, între rasism și filiație e o oarecare legătură genetică. Da. Dar, de exemplu, ea spune la un moment dat, colectivele din care face lumea parte tind să fie următoarele. Da? Tribu, națiunea, rasa. Hai că până la națiune mai avem. Deci avem tribu, orașul sau statutul de cetățean al unei urbe, da? Echipa de fotbal pe care o susții, națiunea și merge în sus rasa și teoretic, dar nu ne-am întâlnit încă cu extraterestri, ar fi specia. Da. Mai e și asta. Discuțiile despre specii, despre asta sunt. Da, știu. Am dat peste, dar apropo, cum nu ți-ai fi imaginat vreodată să existe cuvântul specist să funcționeze, da? Și am dat peste un grup de Facebook care le interzicea accesul, era de vândut mobilă la mâna a doua pe undeva până Danemarca, nu contează, evident că era în Danemarca, și interzicea accesul tuturor sexiștilor, rasiștilor și ai speciiștilor. Dar la ce specii crezi că se refereau? Poci. Adică împotriva căror specii ai fi făcut o discriminare? Ai auzit de furries? Ai auzit de fetița cal? Ai auzit de oameni care se identifică ca fiind alte specii? Ah, sensul ăsta. Dar nu cred că ăsta e sensul din, ba da, în sen... din literatură. Nu. Dar zic, în sensul ăsta a ajuns să fie folosit cuvântul. Uite, când ai poziția asta lui Rodbard, nu dai drepturi animalelor, asta ar fi specii. Să privilegiezi o specie. Da. Dacă vrei să angajezi un delfin sau un om,
Preferi omul. Discriminezi. Nu, că nu-i dai drepturi. Uite, în lumea de azi, animalele au drepturi. Nu au nu aceleași... într-o lume... Nu, aceleași drepturi ca omul. Știi? Cel puțin în vest. Le însclavizăm. În România. Păi, fost... tot. Da. România e în vest. Da. Chiar, într-o lume libertariană, dacă îți bați câinele, faci pușcărie 6 ani sau nu? Nu. Da. Noi am făcut ăla la Etica Libertății. Animalele erau două pagini. E un subiect fierbinte, uite, oamenii sunt emoționali. Și na, există nemulțumirea ta, că nu e tratată bine problema animalelor, oamenii având sensibilitate. Ideea e că ai un conflict, știi, între libertatea unui om și un animal, ca să zic așa. Și poziția libertanie e pro libertatea unui om. Ai un, nu știu, omoară o pisică, știi? Nu e sancționat în libertate. Îl boicotezi, îi faci altceva. Plus că ăștia care... Dacă omoară pisica al cuiva, da, da, e despăgubire. Da? Fac diferența între animale. Deci dacă omori, să zicem, un țânțar, nu sar în sus. Deci între țânțar și pisică e fac diferența. Depinde, ai și de aia care nu fac. Bă, în cazurile okay. Mai clinice și mai... Deci, anotă, în practică n-am văzut pe nimeni, da, care să sară în sus. Citează Rothbard pe unul care și spre plante mergea. Că, dacă folosești drept criteriul, uite, la Bentham, sensibilitatea, o plantă are. Da. De floarea da. Soarelui, știi, când faci ulei și asta, dreptul. Da, revenind la rasism capitol, și colectivism, da. Ea spune așa că, dom'le, atunci când apelezi, atunci când, zicem, vrei să te lauzi cu rasa din care faci parte, e rasist pozitiv, să zic așa. Eu mă trag din Alexandru cel Mare, sunt grec și chiar dacă n-am nicio valoare prin propriile... Din romani, românii se trag din romani, din cei mai tari. Da. În cei mai tari, da. Hai să... Sau cu daci, romani. Nu, dacii erau daci. Clar cei mai tari, adică da. Știm. Da, romanii au fost. E, atunci când apelezi la strămoși pentru a proiecta o anumită valoare în ochii privitorilor sau cu care discuți, atunci... îți declari pur și simplu inferioritatea, da? Eu n-am, nu prea am valori, nu pot să mă lau cu ceva care am făcut eu și atunci apelez la strămoși. Poate fi și invers. Sunt valoros pentru că mă trag din... A trebuit, și da, așa, da. A trebuit pur și simplu să spui unde sunt valoros pentru că am făcut X, Y, Z. Uite ce am... Nu trebuie să apelez la... Nu. Păi nu, că depinde de ce asta este, de context. Asta e valoarea. Bine, ea aici a, poate da un om. Ea aici a, din punctul ăsta de vedere e puțin, are ea o răfuială personală, să zicem, cu personajele și persoanele care, să spunem că trăiesc prin trăiesc care era termenul ăla, trăiesc prin alții, cum îi spunea termenul lui, trăiesc frivol. Nu știu, era un termen. Nu, o să-mi aduc eu aminte la un moment dat. Prin delegație, deci ideea e că nu, ideea e că se bucură de reușitele efective ale altora, dar cumva și le arogă și le iau în proprietate. Adică, uite, de exemplu, a câștigat, ca să dau un exemplu, să-i supăr pe toți conservatorii care se mai uită la noi, a câștigat Nole medalia de aur, da? Și cum? Păi da, și mândrie de ortodox, de toate. Ok, bine. Eu mereu am avut ideea asta, poate și din cauza faptului că în copilărie am jucat și tenis și era discuția de tenis de performanță. Tenismenii joacă pentru ei, pentru altceva. Bine, poți spune că e meritul statului, că i-a dat nu știu ce, știi, l-a luat nu de mic copil. Nu, e meritul copil. Zice, nu lui, e meritul lui, e doar al lui. Păi uite, așa a făcut... Așa se justifici indirect din taxele noastre? Sau da, nu. Mai ales la tenis, știi, unde da. Nu e... Simona Halep a fost primită la un moment dat când venea primul ei Grand Slam câștigat și
a venit ministrul sportului și tineretului, era pe vremea aia, la aeroport să o felicite, da. Și CTP i-a zis, domne, ministerul n-a făcut nimic pentru fata asta, statul n-a făcut nimic pentru asta. Părinții ce au avut apartamentul, au fost sacrificii imense făcute de familie ca să o susțină. Statul n-a făcut nimic. Poziția lor e că trebuie să dea bani statul și alu CTP, inclusiv David Popovi zicea că trebuie investit la poziția comunistă, știi. Dar la chestia asta cu statul ajută tenismenii e mai e greu de apărat poziția asta. Da, mă rog, ideea pe care, ca să o spunem și pe aia altă, este că noi nu zicem să nu vă placă de unul sau de altul sau să nu vă bucurați când câștigă unul sau altul sau ceva de genul ăsta, dar ce zice ea este să nu trăiești prin, să nu-ți schimbi tu propria perspectivă asupra propriei valori pentru că a câștigat sau a pierdut România la fotbal. Dacă rasist are sens, nu? Dacă deci el e atât de tare pentru că face parte din rasa din care fac exact. Exact. Colectivul, din colectiv. Că nu e neapărat. Că de fapt, ok, de fapt, care e ideea? De ce folosește rasismul ca proxy pentru colectivism? Din două motive. Unu, ca să arate că funcționează aceleași principii, că identificarea față de colectiv, judecarea în mod colectiv a indivizilor, atât din exterior, din out-group, cât și din in-group, sunt la fel. Sunt la fel și sunt la fel de odioase din punctul ăsta de vedere ca rasismul, așa cum încă pentru unii se mai este perceput. De ce spun că pentru unii? Pentru că s-au luptat din răsputeri leftiștii în ultimii 10-15 ani să trivializeze subiectul. Molinu sau Peter, să nu mai știu care, s-a legat de Justin Trudeau. Care, tot așa, taică-su a fost și a făcut un nume și a pus Trudeau, să zicem, pe numele Trudeau în politica canadiană și Trudeau n-a făcut nimic, mă rog, s-au făcut alte prostii și doar a profitat de numele Trudeau pentru a răzbi în politica canadiană. El dădeau ca exemplu ca fiind un om care își lua valoarea pur și simplu din numele făcut de taică-su. Cred că orice canadian care nu suportă pe Trudeau ar spune chestia asta, adică nu știu dacă, nu știu care dintre ei ar fi putut să o spună, dar amândoi fiind canadieni. La politician, că nu era acolo, știi, probabil e potrivit în sensul ăsta, potrivit. Mă, te întreb, știi, câteodată când te l-auzi vorbind, te întrebi. Păi, era și da. Da. Asta e piața. Atunci când ți se deschide uși, nu vrem bani, nu vrem valută, nu? Fii atent. Dacă ți se deschide, să zicem, pe cine să punem șeful organizației de tineret al partidului, nu știu, cred că e de stânga acolo el. Liberal. Hai să-l punem pe liberal. Așa, să-l punem pe fiul domnului Trudeau. Da? Și îl pun pe fiul său. Pur și simplu nu s-a uitat, domnule, ce meriteau. S-a uitat, e fiul cuiva. L-au pus. Da? Nu e chiar așa, îți dai seama că... Mă rog, așa implic, așa... A mai făcut și el favoruri cuiva ca să ajungă acolo, știi? N-au mers doar pe nume. Și nu țin apare, înțeleg, că dacă te gândești, uite, sunt familiile astea, Clinton, nu știu ce, le țin și nu prea le țin. Da. Aparențele. Bine, a ținut-o pe Chelsea, știi, dar de la un punct încolo mai contează. Adică a fost ea senator de New York un pic, dar de la un punct încolo mai contează și ce ai în cap. Da. Acum râdem noi, glumim, dar să nu ne trezim cu Michel, e președinte. Nu, a ales să ia a ales? Da, da, da. A, ce un bine. Guvernator, un tip alb, un guvernator de prin Minnesota sau nu știu, un stat. Guvernator al unui stat. Capirul ăla sau ce? M-am uitat, dar mi era complet necunoscut, n-am reținut numele. Ah, ok.
Doamne, Doamne ajută să fie un tichet din ăla ca în 86. Perdant. Deci, care e explicația colectivistă? Că eu am meritele alea pentru că vin la rerasă. Da. Sau am defectele alea pentru că la rerasă un am. Da, nu. De obicei, ce tinde asta, că ai zis-o și cumva, știi, asta ar fi o poziție de bun simț, asta ar fi o poziție de, de rasism de bun simț. Am anumite merite pentru că the race, am anumite defecte pentru că the race. Dar cumva poziția rasismului, rasistului de serviciu este am anumite merite pentru că rasa, au ei anumite defecte pentru că rasa, știi, nu? Niciodată nu sunt amândouă, știi, și în felul ăsta îți dai seama că e o ideologie de balansată. La inferioare. Da, da. Poziția inferioară e teoretizată de superioare. Da. El atribuie. Bun. Ce mi se pare mie interesant aici la... Deci, mă rog, într-un final o să ajungem și la punctul care cred eu că a... Dar trebuie să... Scuze, Vali, trebuie să fie colectivistă explicația dacă zici toți indivizii în loc de colectivul, toți românii sunt nu știu cum, știi? Deja ai format un colectiv implicit, românii. Toți indivizii români. Toți indivizii români au nasul cârd. Păi, acum uit la mine, văd că și eu am. Păi, pentru că toți românii. Păi, dă-mi un... acum, problema cu nasul cârn în sine este că există niște gene care îți determină forma nasului, știi? Adică acolo chiar ai putea, dacă vrei să... Deci aia e colectivistă? Dacă zici, pentru că avem gena asta X nu știu care... Ne face nu, să avem... colectivism înseamnă că... Invoc un colectiv. Nu, colectivism înseamnă așa că dacă ai nasul cârn, dacă românii au nasul cârn, de exemplu, eu fără să te cunosc, să zicem, fără să te cunosc, fără să văd o poză de-a ta, mă caut un actor pentru o reclamă, da? Și îmi zice, mă sună agentul tău, băi, îl știu pe Costel, e liber, e numai bun pentru reclama ta. Și eu zic, Costel, ce fel de nume e ăsta? Românesc. A, nu, că nu vreau oameni cu nasul cârn la mine în reclamă. Eu nu te-am văzut, nu știu cum arăți, dar te-am judecat direct prin trăsăturile colectivului și nu merg mai departe de atât. Deci dacă e adevărat? E irelevant dacă e adevărat sau nu. Cum e irelevant? Nu e irelevant. Nu, e irelevant dacă e adevărat pentru tine, atâta vreme cât nu e adevărat pentru alt român. Nu, păi eu, sensul ăsta. Chiar era adevărat acest rasism. Ok, dacă ai... Dacă... Știi ce zici? Tu fără verificări? Dai puțin. Ce vrei tu să spui acum este dacă avem un lucru care este împărtășit în comun de toți membrii unei rase. Da? De exemplu... Pielea albă. Faptul că avem pielea albă. Da? Toți românii au pielea albă. Da. Bun. Acest lucru, da, este adevărat. Nu trebuie să, dacă... Rasism, ar fi trebuit un exemplu tău să fi zis a, nu, Costelin, mi-a rămas să spunea a, nu, eu nu vreau actor cu piele albă, vreau. Nu, nu, dar tocmai asta încerc să spun, că trebuie să fie... Deci, tocmai asta este ideea, da? Rasismul presupune punerea împreună a unor trăsături legate de un anumit colectiv foarte larg, da? Acum, dacă toți indivizii acelui colectiv au parte de acele trăsături, au avut parte de acele trăsături în trecut și au parte de acele trăsături în viitor, și până nu s-o naște vreun membru definit de acel colectiv fără trăsăturile alea, da? Ăla deja e un fapt științific, nu e o judecată. Adică ăla e adevărat. Și asta. Rasismul înseamnă două lucruri. Și partea asta științifică și partea de judecată de valoare, știi? Păi astea inferiori, știi? Sau sunt superiori, știi? Înțeleg? Dar a existat și partea de, bă, e o chestie, știi? Da, asta, rasa galben are... Asta eu nu văd niciun fel ca fiind problematic. Adică atâta vreme cât de singura problemă apare atunci când există indivizi care ar fi asignați acestui colectiv și nu au reprezentarea respectivă.
A, nemții sunt culți și alea un bou sau ce? Da. Sau invers. A, el e un geniu și restul e exact. Zgură. Sau invers, da. Adică doar atunci când se mistifică realitatea devine o problemă. Da, dar îți dai seama că unde suntem, inclusiv punerea problemei în termeni ăștia e problematică. Deci, asta dacă pen, tu zici, asta vreau să văd ce faci, Vali, ce cercetai, vreau să văd efectele rasei asupra, alege orice variabilă, știi? Asta pentru că, din păcate, suntem într-o... Păi, dar ce ești nazist? Nu, sunt libertarian, n-am trebuit. Pentru că, din păcate, suntem într-o lume în care nu mai contează, așa cum ar fi trebuit să conteze, realitatea obiectivă. De când ne-am luat la revedere de la realitatea obiectivă, se poate întâmpla orice. Pot pre... precede sentimentele înaintea faptelor, de exemplu. Un argument utilitarist, că dacă începi iar să pui problema așa cum au pus-o și alții, e posibil să revină nazismul. N-a spune că ăsta e un argument utilitarist, a spune că e... Da, așa zic că gândesc oamenii. Nu, e... Evită orice... E pe aproape de... Gândește-te că tu ești nazist, că tu ești nazist dacă... Nu, mă gândeam la poziția alea. Hai să vorbim un pic și despre nazism, că uite, dacă tot și ea îl amintește aici și când vorbește despre rasismul naziștilor, mie mi se pare foarte amuzant faptul că îl pune în contrapartidă cu socialismul comuniștilor din URSS și nu odată, de vreo două ori pe chestia, pe tema asta, și ar spune că dacă vreți să aprofundați subiectul, găsiți pe net, am mai trimis eu odată la băiatul ăsta, îl cheamă Tick History, care a ieșit cu, cred că sunt vreo 8 ore de conținut documentat istoric dând programe, 3 ore jumate teza, încă 3 ore jumate răspunsul, cred că e doar vreo 7 ore, dar e pe acolo, că nazismul în sine nu e altceva decât un socialism rasial. Dacă socialismul clasic este un socialism pe clasă, bazat pe clasă de oameni, nazismul este un socialism bazat pe rase de oameni. Și atât. Au aceeași metodologie, au aceeași determinare apartenență pe faptul că discutăm de colective, funcționează aceleași reguli de determinare și atribuire a calităților și judecăților emise la nivel de colectiv, in-group, out-group. Aceleași chestii. Un exemplu pe care îl dau în rând aici este faptul că atunci când te duci să te angajezi, trebuie să completezi un formular în care specificai, în exemplu, în Germania nazistă, 3-4 generații în spate, ca să vedă că era toți arieni, părinții tăi. La fel și în Rusia sovietică, trebuie să completezi un formular să-ți demonstrezi o descendență de... Originea sau? Proletar. Să fii tărân sau proletar. Din moșen... Dar exact faptul că originea sănătoasă este, funcționează și într-un... A, că am ales cu originea. Da. E că contează mult decât dacă puteți să faci task-ul respectiv. Asemenea și pe vremea când se instaurează comunismul, tot la fel. Aveau drept de muncă doar membrii de sindicat. Ca să te înscrii în sindicat, îți trebuia drept de muncă. Adică, nu, scuză-mă, ca să te înscrii în sindicat, deci invers. Dacă vrei să aplici pentru un job, trebuia să fii membru de sindicat. Ca să fii membru de sindicat, trebuia să fii angajat. Așa mai departe. Da. Și deci dacă tu erai din tagma celor care înainte de Marea Revoluție nu aveau nevoie să muncească pentru că aveau o rentă viageră de pământ sau ceva, proprietăți, de exemplu, era clar că te excludeau prin sistemul ăsta foarte rapid. Rasismul nu poate fi decât instituțional, da? Sancționat de stat.
Nu putem vorbi despre un rasism privat atunci când eu fac o discriminare, să zicem că mă invită un prieten chinez să beau bere și un prieten afroamerican să beau bere cu el și aleg afroamericanul, nu poate nimeni să spună că am făcut o discriminare rasială. Ba da, poate. Ideea e că nu e o problemă. Nu e o problemă, da. E o discriminare. Este o discriminare, da. Dar e ok dacă o fac eu. Adică tu să zici chiar asta da. E motivul, nu că da, e da. Nu. E inconștient ceva, nu. E explicit. Că... Explicit, da. Nu că l-ai ales pe negru că e mai amuzant, știi? Sau că vrei să da. Faci mișto de el. E important asta pentru că, uite, noi n-avem voie să facem. Deci un bar n-are voie să refuze un rom, de exemplu. România, în toată Europa, deci nu în există toat, așa ceva. Peste tot în lume, da. Că s-a încetățenit cu, odată cu... Nu știu dacă la arab sau la chinezi. Da, odată cu... nu știu dacă la arab sau la chinezi, dar în vestul civilizat, da, s-a încetățenit odată cu Civil Rights Act. Exact de atunci e. Apropo de... Da, n-ai voie. N-ai voie să refuzi. Uite, un taximetrist nu poate să refuze un client rom. Deci nu există așa ceva. Lamentează CNCD-ul, de ce caz? Da, grav. Da. Adică, cred că la început a fost așa, instituțiile sau agențiile guvernamentale n-au avut voie să facă discriminare și după aceea s-a extins la antreprenorii care aveau utilitate publică, cu fața către public. Ce înseamnă asta? Consignație a Republicii. Da. Ce înseamnă asta? Orice. De exemplu, dacă erai patron de firmă software care făcea software pentru, nu știu, outsource pentru Google, de exemplu. Da? Așa. Nu aveai tangență cu publicul. Nu venea nimeni la tine să un alb sau un negru și să faci să fii pus în situația de a face discriminare. La angajare. Ok. La angajare. Plus că ai și cu clienții. Te pot lua. Tu de ce vinzi doar la, nu știu, albi? Doar la englezi. De ce Google vinzi? E ai diversă. Ceva... Google e diversă, n-are... Păi nu, că nu. Pe cifre văd că tu nu vinzi la asiatici. Sau la angajare. De ce ai numai angajați englezi? Păi suntem în Anglia. Păi și ce dacă suntem în Anglia? Câți? Nu știu cum să vezi. Afroamerican. Sau e altă... Nu, cât acolo, sunt în populație în Londra? Câți arabi acolo, sunt? Păi acolo sunt 10%. Așa, cu arabi, păi tu trebuie 10%. Care 10%? Era mai de mult acum, azi 40%. Da, that's the point. Ca firma, inclusiv firma privată, să-ți reflecte, nu știu cât de mult au intrat aici, știi? Cu obligativitatea la stat, sigur, există, cel puțin ca ideal, știi? Să-ți reflecte birocrația, trebuie să-ți reflecte procentajul din populație. Dacă ai 2 milioane de români în România și 20 de milioane de români, deci procentul ăla trebuie să fie, când luăm angajații de la stat, și așa, trebuie să fie acolo. E, și exact asta e, aș spune, motivul pentru care Rand a scris capitolul ăsta, pentru faptul că la vremea respectivă se discuta foarte mult despre conflictele, despre, nu știu cum să zic, despre repararea rasismului din America, hai să zicem așa, și erau... în proces de a fi trecute, ea le menționează că era un proces de a fi trecute, după care există un footnote că până când s-a publicat s-au și trecut, Civil Rights Act și Voting Rights Act. Dacă pentru Voting Rights Act nu ai neapărat o problemă, dar normal că să spunem că în contextul în care există o democrație, pentru noi oricum asta e deja un pic un termen prea departe, dar în contextul în care ai o democrație care pretinde că e universală, păi atunci aia să fie universală, nu să restricționezi dreptul în funcție de rasa, de dreptul de a vota în funcție de rasa din care faci parte. Din punctul ăsta de vedere, să zicem. Dar pe Civil Rights Act e exact problema asta legată de cote și de asta și spun că e tragic ce spune. Deci Rand spune aici în felul următor, că și la vremea respectivă chiar ajunge să citeze din New York Times, nu de oriunde, din New York Times care, ce să vezi, încă de la vremea respectivă era recunoscut ca fiind un bastion al stângismului.
unii află, unii nici până acum nu știu că, da, New York Times e un bastion al stângismului. Formatorii sunt atât de inculți, formatorii nu știu de opinie, nici nu știu că aia e de stânga, știi? De exemplu, ei nu știu că CNN nu e de stânga. Da. Nu e CNN. Văd CNN așa ca pe o chestie, nu știu, cum ar fi soarele, știi? Da. Reluând ideea, inclusiv New York Times scria că stabilirea anumitor cote de reprezentare domeniul educației, în domeniul slujbelor din departamentele publice, reprezintă însăși rasismul împotriva căruia s-ar presupune că se luptă liderii comunității la vremea respectivă a comunității de culoare. Dacă la început ei se luptau pentru color blindness, da? Nu contează. Acum ei se... și dacă înainte erau cote negri să meargă în autobuz în spate, avem 7 locuri pentru ei, restul de 15 locuri sunt albi, au cote de tipul ăsta. Acum au întors și au păstrat cotele, dar să fie invers, să fie cote obligatorii pentru ei, ei de culoare. Să fie, nu contează ce culoare ai, dacă ai aptitudinile respective, ar trebui să fii eligibil pentru un post. Bine, aici, din păcate, nu poți decât să spui că a reprezentat momentul inițial de penetrare al marxismului în America, da? Pentru că punctul în sine nu a... Deci, ok, în discursul faimos al Martin Luther King din 1963, I Have a Dream, el zice clar că visez ca copiii mei să crească într-o țară în care să conteze mai mult ideile pe care le ai în cap decât culoarea pielii. Deci, nu mai mi-l aduc, am citit o carte de el, discursul de nu știu ce, când a stat în bucărie. Nu mai țin minte bine poziția lui. El e mai degrabă un social-democrat ăsta al egalității de șanse. Adică e de acord cu programele redistributive ca să plecăm cumva de la același... Ei au fost prigoniți în trecut, așa îi ajutăm, știi, programele redistributive. Nu mai țin minte cât era cu funcțiile, că asta e foarte important acum, știi. Cum se duc, câte femei sunt în administrație, câți mexicani sunt, nu știu ideea ce. Ideea e că odată ce ai, și aici, uite, vezi, e iarăși un loc în care Rand a avut dreptate, din păcate. Cu cât mai mult găsim locuri în care Rand are dreptate, e motiv să te sperii. A avut dreptate că dacă cedezi pe principiul ăsta, o să deschizi latura tuturor relelor. Adică dacă ai cedat împotriva rasismului ăstuia, da, ce urmează? Să cedezi și împotriva sexismului aluilalt și departe. Care o fi sexismul ălalt? Păi uite, de exemplu, în California este mandată componența Board of Directors să fie 50-50 cu păsărică și cu fluturaș. La privați, nu? La privați. La privați, da, da, da. Este vorba de... Sunt puse ca criterii de diversity and inclusion criteria pentru și se aplică corporațiilor cu o cifră de afaceri foarte mare. Da? În Islanda, la fel, peste tot în lume dai de aberații de genul ăsta. În Canada există aceleași mandatări și la noi se discută așa încet, încet. Asta no, vine. Pa, da. Păi nu, ăsta e idealul. Ăsta e idealul, deci vine. Dacă asta e... Și mă gândeam aici că exact ea răspunde, zice, atunci când îi vezi pe necivilizați din ăștia, pentru că așa sunt niște necivilizați, vorbind de redistribuție pe criterii rasiale, da? Ea zice să îi întrebi în numele cărui drept
Știi, by whose right, în numele cui, în numele cui facem asta? Și mă gândeam că aici e puțin naivă sau poate că nu era atât de predominantă poziția de răspuns. Pentru că răspunsul acum este pe lume, pe buzele tuturor. În numele retribuției. Trebuie să facem asta în numele retribuției. E și murdărirea unui cuvânt. Sunt trei argumente. Am studiat temenic problema. Sunt trei argumente pro affirmative action pentru acțiune. Unul ar fi al ăstea compensării pentru retribuția, asta din trecut. Da? Deci compensarea. Strămoșii mei au fost sclavi, prin urmare trebuie să facem... Dar na, și libertarienii ar fi de acord, dar să pui mâna pe... Știi cum le mai luam eu odată apărarea? Să zici că există instituția stat, știi? Care a fost... Sau există instituția biserică, știi? Înțelegi? Deci când aduci obiecția asta individualistă, ok, pune mâna pe victimă și pe agresor și arată în bunurile transferate, știi? E foarte greu, știi, să găsești un conac de un sclav la gonit un boier de acolo, știi, da? Dar mă gândeam dacă poți să le iei apărarea pe statul, știi? Statul ca instituția agresoare, știi? Înțelegi? L-a ajutat pe boierul ăla sau biserica sau... Așa. A contribuit la agresiune și există agresorul, știi? Ok, nu mai există omul, dar există instituția. Păi da, dar cumva, de acord cu ce spui, dar cumva măsurile pe care le ia statul nu sunt retributive, ci sunt de natură să îi rănească pe alții. Da, drept ar fi să dea de la el, știi, să iei drumul. Exact, să iei, adică retribuția se plătește din pușculița vinovatului, nu din pușculița altuia, știi? Nu mai mi se pare atât de lipsit de sens, lipsită de sens, știi, compensarea, știi? Deci dacă există instituția și poți identifica problema indivizi, așa. Pe asta poți, da, uite, statul e agresat. Statul e agresat pe aici. Statul să plătească, știi? O să ai ideea în care vrei să spui dacă nu, există... Nu, noi ziceam din prima, ziceam, nu există responsabilitate colectivă, un concept marxist, obiecția asta compensării o prostie, știi? Dar după aia, stai puțin, că există statul, există biserica, există instituții care au agresat din... Păi să dea, dacă găsim victime. Doar, da, exact, da, da, măsura în care există victimele respective, da, știi? Da, okay, există. Că, dacă există cronici, există documente, există ceva, știi? Însemne, știi? Dar dacă... Deci să nu mai respingi din prima, știi, poziția leftistă, că tendința era libertarianul, era să... Du-te, domnule, nu există responsabilitate colectivă. Dar nu există responsabilitate colectivă. Nu, dar și l-ar putea răspunde asta. Ok, nu există, dar dă-mi individual. Și unii chiar cred că au în minte de noastră. Păi stai că există instituții. Nu. Da. Deci din ce am văzut eu, dacă sunt puțini, sunt foarte rari și, cum le spune, scumpi la vedere. Din ce am văzut forțat la... Am văzut... Exact pe ideea asta de responsabilitate colectivă, adică da, pe parcursul fenomenului întâmplărilor legate de Black Lives Matter. Nu, așa a și murit argumentul. Deci în literatura stângistă nu e asta e cel mai puternic. Dar a murit argumentul. Da, care? La egalității de șanse. Păi și egalitate, păi egalitate. Avem o inegalitate de distribuție. Păi, asta spun. Inegalitatea, case, de distribuție, inegalitatea de distribuție e iarăși măsurată cu un yardstick colectiv. Iară. Da, faci o diagnoză și recomenzi. Adică se face aceeași mânărie. Da, dar problema nu e de că al doilea argument al egalității de șanse poate funcționa și fără rând trecută, știi, fără agresiuni trecute. E o minoritate, înțelegi, independent de compensare. Poate interveni și aia, că uite, aia a contribuit, dar nu știu, știi. Dar poate funcționa și independent, gen câți mexicani avem? Păi de ce au mai puține case? De ce au mai puține educație? Nu știu, pentru că așa care este criteriul dreptății pentru comunitatea noastră? Păi reducerea inegalității. Criteriul dreptății e egalitatea, trebuie să reducem egalitate. Ce egalitate? De șanse. Dacă la n-are școală, nu o să aibă nici job bun. Ok, redistribuie. Înțelegi? Deci un argument separat. Ele deci, vin împreună pe, că n-a, pe lângă faptul că se produce o, cum îi spune, o schimbare a sensului cuvântului șansă în argumentul ăla, o schimbare lipsită de onestitate a sensului cuvântului șansă, adică
în niciun caz oamenii care au formulat prima oară doctrina egalității de șanse nu s-au gândit că șansele vor fi măsurate așa, da, vreodată. Pervertit, așa. Egalitatea de șanse apare la Hayek și la Milton Friedman în sensul liberal. Ce înseamnă să ai șanse? Că statul nu joacă pentru tine, nu te privilegiază, știi? Nu joacă pentru Vale, nici pentru mine. Știi? Sau împotriva ta. Ne tratează rule of law, egal. Deci nu-i dă lui o subvenție și mie o amendă, să zicem, știi? Și așa ne încalcă egalitatea de șanse. Ok, sensul leftist din anii 60 încoace, exact, să dai privilegii unor minorități, știi, pe seama unor majorități. Sensul opus. Și cam ăsta e sensul cel mai întâlnit. Bine. Acum ne putem gândi cât merită renunța la concept, știi, de egalitate de șanse sau... La sens dacă inițial, mai poate fi era... salvat, da. Da, dacă mai poate fi. Dar sensul ăsta era că nu dai privilegii, ori sensul actual e tocmai că dai ca să... Mă rog, privilegii în sens haichean, că așa nu e privilegiu, e dreptate. Faci unul cu drept, ăla n-are, ăla e de la care are și de la care n-are. Faci un transport, o redistribuție de șanse. Și al treilea criteriu e diversitatea. Vrem o lume diversă? Ce vrem o lume? Ca niște furnici? Arătăm toți ca niște furnici? Nu, dar cum vrem? Vrem să fie în uniforma ca în astea totalitare? Nu, dar ce vrem? Vrem diversitate. Păi și cum facem diversitatea asta? Ideea lui a banii minoritarului să facă și el o școală, știi, să-l vezi pe piața muncii. Deci nu mai văd numai români. La Unirii văd și gulere albe, văd minoritar. Sau... Cumva, da. Așa avem diversitate în corporații, în la stat. La... Adică iarăși printr-un criteriu rasist de genul. Care e... What's your claim to fame? My skin color. A, deci dacă ai luat asta în serios, uite, dacă avem 1 milion de bugetari, ar trebui să ai vreo 100.000 de romi, nu? Ai 10%? Da. Nu cred câți romi am interacționat în administrația, nu prea sunt. Las că ia gelul duminică, bani deci pentru nu toți. E... Da, încearcă cumva să echilibreze. Nu era, trăiește bine prin reprezentant. Bine, asta ca idee, deci în clipa în care se lucrează cu colective și cu numere mari, există posibilitatea să se pervertească orice fel de principiu de care vorbim. De exemplu, una dintre cauzele în care se luptă în numele egalității stângiștii este acel fabuloasă diferență între salarii. Da? Ceea ce nu vi se spune este că e vorba de o diferență între salariile medii, de altfel omul cel mai puternic de pe planetă aflat în funcție la vremea respectivă, pe care nu îl poți bănui că este prost informat, mă refer la președintele Obama al Americii, a spus cu subiect și predicat vorbind despre chestii, a reprezentat cu subiect și predicat greșit acest indicator într-un discurs public susținut de la Casa Albă. Da? El a spus așa. Deci indicatorul în sine se referă la salariul mediu între bărbați și femei. Deci agregarea tuturor salariilor medii ale tuturor bărbaților și agregarea tuturor salariilor ale tuturor femeilor și ai o medie. Raportarea ei la un interval orar măsurabil și există o diferență. Da? Obama ce spune de la podium Casei Albe? Că această diferență care teoretic în calculul ei ia în calcul și îngrijitorul, da, și șoferul, și lucrătorul în IT, și tanti de la magazin, și doctorul, și doctorița, și asistenta, și actorii, și scenariștii, și toți, da, care ia în calcul pe toți, el spune nu, această diferență se referă la oameni, bărbați și femei, care fac același job. Asta zice Obama, mințind, evident. De ce spun mințind? Pentru că nu pot să cred că era prost informat pe tema asta.
Poate ajunge și el să creadă, știi? Poate fi și asta. Poate fi și chestia machiavelică de la care o găsești la alarmiști sau la ăștia cu COVID. Nu mai contează. Cauza fiind bună, poți să mai... De tocmai asta mai umbli la... Cauza, ca să creezi panică, salvăm lumea. Știi? Cauza nu e bună, pentru că acest indicator poate dea pe zero dacă angajăm niște negri prost plătiți. Deci diferența, acest indicator care e trâmbițat peste tot, poate dea pe zero, e de ajuns, îl reparăm angajând mai mulți negri prost plătiți. Dacă eu aș spune... Bărbați, te referi la femei, da, cu... Dacă eu aș spune că dacă indicatorul poate fi reparat printr-o asemenea măsură, nu indică ceea ce credeți voi că indică. Așa e și aici, atunci când discutăm despre egalitate, deodată. De asta ce zicea Costel. Femei, sună aceeași muncă în sensul de muncă, dar nu are cum să fie aceeași muncă, o doctoriță, știi ce... De 10 ori mai puțin decât un... Omul a spus... Făcând același job. Deci, a folosit cuvântul același job. Chiar cred asta. Cred că e o... Asta instituționalizată. Rasismul sau sexismul îți explică diferențele astea. Înțelegi? Doctorița e la fel de bună, doar că ea, ăla fiind patronul sau... Inclusiv, ăștia mai lucrează și pe la stat, asta mai uită să specifice asta. Că da, ai inegalitățile astea și pe la stat. Și asta deci e avem femei puține nu știu unde, știi? Cred că și la Agenția de Egalitate de Șandanu, cred că nu vor, știi? Asta e, apropo de asta, o să repet argumentul sau care e... Hai să luăm femeile din SNSPA, știi? Să vedem de ce stă de puține. O să repet argumentul care e cel mai drag, Peterson. În țările care au lăsat femeilor cel mai mare grad de alegere, segregarea pe meserie este mai mare decât în restul țărilor. Adică în țările scandinave, segregarea pe meserii de gen, deci dacă e să ai meserii care sunt tradițional asociate cu femei și meserii care sunt tradițional asociate cu bărbați, în țările scandinave segregarea asta este mult mai mare decât în toate celelalte țări. De ce? Că au avut o atitudine mai permisivă. Au zis, ia să lăsăm pe oameni să aleagă pentru ei înșiși. Vedem ce se întâmplă. Da, e foarte puțin bărbați ca educatori la grădiniță. Las, mai bine așa. Ok. Da, scuze, Gabi, de ce este argumentul, mă rog, neapărat al Obama, când Obama a preluat și el leftismele, așa și a ajuns președinte în valul ăsta. Stângist, leftist de simpatie. Deci argumentul lor e că rasismul patronului, uite, ei sunt socialiști, spun că ăla e lacom, e atât de obsedat de bani, un fel de Hagi Tudose, deci ar face orice pentru bani. Dar se pare că nu-și dorește atât de mult banii, că așa poate să angajeze o femeie și plătește la jumătate. Dar se pare că nu. Sexism e și mai puternic decât banii. Bun. Și cum ne spune Rand că se combate rasismul și colectivismul în sine? De capitalism. Capitalismul este singura modalitate prin care individul și rațiunea lui triumfă și este incentivată, iar iraționalitatea și colectivismul te costă. Adică exact cumva ce zicea Costela din aur, da? Că dacă ăla e preferă să aibă bărbați decât angajați competenți sau albi, să zicem, în loc de angajați competenți, da? O să plătească un preț, o să fie pe cheltuiala lui. Da, dar nu sunt mulțumit cu asta, știi? Adică problema e să scăpăm, știi? Să scăpăm. Păi, așa nu scăpăm. Ăla rămâne rasist, că e mai rasist decât diferența de bani, știi? Asta este pentru că oamenii de stânga, în general, nu au niciun fel de tangență cu economia. Nu înțelege nimeni, este că ăla, dacă plătește sexismul din buzunar, piața
o să-l arunce la o parte. Sau nu. Sau nu, piatra să fie suficient de... Nu, piața o să-l arunce la un moment dat la o parte. Pentru că se respinge cât... 10, nu știu, afroamericani, deci nu e, asta nu duce la falimentul lui. Cineva poate să-i întreba, da, poate să-l dea, poate să-l dea în faliment și acolo. Principiile căutării motorului eficient funcționează și la nivelul ăsta mic. Nu, restul de clienți, el e mulțumit, știi, și e rasist. Își ieși și banii și iese și rasistul. Asta, înțelegi? Deci nu orice, știi că argumentul liberal ăsta e că ăla are pierderi, da, dar poate e mulțumit cu pierderea aia, știi? Poate păi, dar nu poate să aibă pierdere la nesfârșit. Da. Chiar și o pierdere mică în timp se... În timp lasă loc pe piață altora. Și cu cât o să vină mai mulți în domeniul lui în care el ține prețurile artificial ridicate ca să cu atât iese mai repede de pe piață. El e mulțumit. Prefer broșii de la român decât roșii de la bulgari. Păi plătești mai mult. Și ce s-o uat? Da, plătesc un leu în plus și vreau roșii românești. Deci există și componenta asta. Psihologică, știi? Bine, problema că el nu accepta asta. Adică el vrea să nu, ăla să nu le refuze clienți, să nu... Nu știu, să viața reală, dacă... Adică, de ce nu avem acum... în București niște oameni verzi daci liberi care să vândă roșii românești la un preț dublu față de găsim în Lidl și în Kaufland. Că nu le cumpără nici dracu de aia. Sau ai partea de țăran care vând așa, dar na, și asumă câștigul. Ai nici aia, știi, de roșii duble față de Lidl, știi. Dar sunt mai bune, sunt, na, au clientela lor, adică își permit să facă asta, știi. Dar nu e... Nu bat hipermarketurile. Da. De ce vrea omul, inclusiv auristul, să duce în Lidl, deci nu e... da, să duce, dar înjură. Intră cu glodul cu roșia. Unul dintre lucrurile pe care că capitalismul le face și ce a gabit mai devreme este că e un sistem care judecă indivizii ca indivizi, care refuză să... care, de fapt, agregă interacțiunile existând doar din partea indivizilor. Grupurile în sine, atunci când sunt recunoscute de capitalism, de exemplu, firmele, sunt constituite voluntar de către indivizi, drepturile firmelor sunt cedate de către indivizi, sunt drepturile individuale de proprietate, de a încheia contracte, ele derivă în sensul ăsta și practic, de fapt, antidotul unui colectivism este individualism. Da? E să nu judeci omul după trăsăturile colective, după apartenența la colectiv, ci după propria sa valoare sau calitate umană, de exemplu. Aici o să spună toată lumea, o să sară lumea în sus, spui cum adică calitatea umană? Nu vrei să spui că nu suntem toți oameni, nu suntem toți la fel? A, da, unii sunt ticăloși comuniști, alții nu. Este de genul ăsta. Obiecția la libertarianism era asta. Ok, o lume cu nap nu ți elimină neamprostia din om. Poți avea neamuri proaste acolo, care să bârfească, să facă nu știu ce, să uită urât la o vânzătoare sau diverse chestii de astea care sunt generatoare de suferință, dar se respectă nap ăla care bârfește, de exemplu, nu încalcă proprietatea cuiva. Era o întrebare de asta conservatoare. Păi trăiești într-o lume de asta care, da, se respectă nap, dar restul e mizerabil așa, uman, știi? Așa ar putea gândi și un leftist. Ok, respectăm proprietatea. De ok, să ai rasism acolo, să poate rezista societatea. Păi, întrebare, ar fi două întrebări la chestia asta. Prima ar fi și cum te aperi de rasism folosind rasismul. Până la urmă, dacă folosești rasismul ca să te aperi de alt rasism, nu e societatea aia de fapt la fel de rasistă? Rasism asta... mai mic. Rasism mai mic, că unii mai mic banii, în funcție de ce? Să te omori, știi de ce? Păi e ok, că pe unii i-au omorât. Adică... Da, dar n-a fost de actitudine nazistă. Nu, dar la comuniști mă refer.
curăcioși sunt. Nu, mă gândesc la socialdemocrație. Dacă vrei să-ți aperi banii pe care ți-i fură, că nu, de fapt nu ți-i fură, da, e vorba de o amenințare asupra vieții, că dacă e să dăm, nu e furt, e jaf. Dacă e să dăm drumul la escaladarea conflictului și tu vrei să stai cu banii, să ții de bani, te omoară. Da? Nu ai alt răspuns. Asta ar fi una. Și al doilea este același răspuns. Nu știu dacă te omoară atunci. Poate, dar dacă nu. Adică păstrează aparențele. Vreau să te bage în pușcărie, de exemplu. Dacă te opui și la chestia asta? Te bagă, te leagă, știi, te omoară. Pierd. Când încearcă să mă lege, eu mă zbat. Nu sunt așa de boi, știi? Nu sunt nici luminați, dar... Mă. Și al doilea lucru... La asta, care... Rockel mai folosea argumentul ăsta. Da, că dacă comentez, bullet in your head, știi, deci nu e... Iar al doilea argument ar fi ăsta. Da, da, sunt destul de sigur că prin comparație, știi, cum vrem să avem societatea asta, una în care, că apropo și de discuția, pe criteriile tale, da? Rasismul e rău pentru că e instituționalizat, da? De fapt, rasismul pe care îl vedem în societate, reflecția pe care o vedem, știi că sunt albi într-un loc sau așa, este de fapt, se presupune că este reflecția unui rasism instituționalizat, da? Tu cum vrei să-mi rezolvi chestia asta? Făcându-mi un rasism instituționalizat, efectiv, explicit. În muzica la rasism, deci dacă, nu făcându-mi un rasism instituționalizat, explicit. Așa vrei tu să-mi rezolvi. Tot felul de gogoriți sau de, nu gogoriți, de prostii pur și simplu. Deci un răspuns era nu, că nu poți fi rasist decât dacă ești în poziție de putere. Ei nu sunt. Dar Obama e în poziție de putere. No, și Obama atunci când discută, da, știu gluma. E un tip de argument standard, știi? Nu poate fi rasism pentru că rasismul e o chestie instituționalizată și alibii au deținut și vor deține și nu știu. Noi acum încercăm să... Da. Și răspunsul la această inepție era că și Obama este și Obama nu poate fi rasist, nici Obama nu este rasist, pentru că orice poziție de putere ar avea el temporară este contrabalansată de ani de sclavie, care așa sutele de ani de sclavie și per total e un drop in the ocean, știi? E o picătură în ocean. Puterea lui Obama. Nu mai merge, pentru că au 80 de ani în spate, știi, și au, dețin pârghii, deci Obama e președintele, a fost președintele Americii, asta nu e, nu știu, primar pe nu știu unde la Niciulești, deci o chestie, dacă asta nu e poziție de putere, nu văd ce poate fi. Ți-am spus, este un... E subțire față de... E subțire față de ce a fost, mai trebuie, deci mai trebuie. Și a făcut clan, care are 200 de oameni în America. Nu, dar stai puțin, că din punctul ăsta de vedere, apropo de asta, e același lucru, deci cum știi că asta a fost o doctrină marxistă? Da? A funcționat până l-a adus pe Obama în funcția de președinte a Americii, da? Al Statelor Unite ale Americii. Da, ok, bun, perfect. Mai e cineva interesat de problemele comunității negre acum? În Statele Unite? Nu. Sunt imigranții, sunt musulmanii, sunt femeile, sunt transii, sunt lucrurile care contează acum mai mult. Deci, pe voi v-am salvat, v-am adus până aici, v-am salvat. Acum mai ai nevoie? Migranții sunt minoritari. Păi, da, negri născuți în, că folosesc termen rasiști, da, negri născuți în America, da, care au care au ajuns la statutul de middle class la un moment dat și au făcut copii pe care îi dau la școli, Ivy League și așa mai departe, ce ei mai sunt ajutați de apartenența lor la acest colectiv numit negri? Nu! Nu! Acum sunt transi, acum sunt mexicani, acum sunt alții care se duce, contează mai puțin dacă ești bărbat. E același lucru care s-a întâmplat și cu homosexualii. Da?
Și homosexualii au câștigat teren și femeile, apropo, că și feministelor li s-a întâmplat, știi, au câștigat teren. Zic și eu că auzi, lupta se termină, sau cine a zis? Altcineva. Lupta se termină pentru că au câștigat, știi? Da. Pentru că au bifat chestia aia, deci nu de... Gândește dacă ai gay marriage în toată lumea. Da, dar eu ce încerc să înțeleg este următorul lucru. Negrii au fost au avut o problemă, da? Au rezolvat problema, da? Cumva nu mai vorbim de Black Floyd, Black Lives Matter, asta rezolvat. E o altă idee. Păi au rezolvat-o, Obama, hello. Nu, da, ori au câștigat, ori n-au câștigat. Chestie simbolică, vorbesc de statistici. Dacă ești statistici, vezi că sunt mai sărași decât albii, prin urmare, nevoie în continuare de asta ce arată. Rasismul e la casă. În comunitățile astea sunt deja plantate următoarele minorități. Deci, în interiorul comunităților sărace din Statele Unite sunt plantate următoarele minorități sărace din Statele Unite. Da? Care nu mai sunt negri care să aibă istoricul sclavagismului. Nu sunt alții, sunt refugiați, tot felul de alte comunități. Deja ei au pierdut prim planul, la fel cum și ei care erau o comunitate oprimată sexuală au pierdut prim planul acum, au ajuns să voteze majoritatea gaylor din America să voteze republican, pentru că mai nou celelalte litere din LGBT au început să LGBTQIA+, și T, mi se pare că mai e un T pe acolo, TS, au început să îi disloce din poziția lor de privilegiu restaurativ, să zicem. De ce? Pentru că marxiștii caută următoarea cauză ca să-și mențină revoluția lor permanentă. Nu, răspuns e că au rezolvat-o. Nu, n-au rezolvat-o. A, zici că mai sunt state cu... N-au rezolvat-o. Revoluția permanentă are... Da, da, uite, la asta mă gândeam. Are și asta niște caracteristici. Ca și conservatorii pot avea și ei discursul ăsta. Ok, respect proprietatea, dar ai vrea să trăiești într-o societate rasistă, știi? N-ai vrea. Ce dracu societatea. Alt argument este spiritul nazismului, știi? Dacă noi permitem asta, folosește anumite termeni, știi? Până la nazism nu mai decât. Eu aș putea răspunde că da. 3 metri mai încolo, deci. N-aș vrea, dar prefer a ceea ce e acum. Chestia cu respectarea proprietății private, da. Și ea spune aici o chestie. Nu, hai să zic că apropo de ce zice Rand aici, hai să zic, dacă tot mă întrebi, ce bine că mă întrebi, îți zic în ce fel de societate aș vrea să trăiesc. Să zicem și de tipul de decentralizare pe care îl menționează aici Ayn Rand. Dacă înainte Fed-ul sau statul american susținea, să zicem, sclavia, în timp, doar statele din Sud încă mai mențineau lucrul ăsta și se luptau pentru libertatea dată de Constituția Statelor Unite ale Americii de a își decide propriul sistem de a, să zicem, discrimina între albi și negri. Și atunci statul federal a venit peste statele din Sud și a spus nu. Eu sunt mai mare și mai tare și faceți cum zic eu, îi dați libertate și nu mai discriminați instituționalizat între albi și negri. Acum însă, un exemplu legat de avort, a fost sărbătorit dreptul de a decide dacă se permite sau nu avortul și în ce condiții la nivel de stat. Curtea Supremă de Justiție a Americii a spus acest lucru și
iarăși mulți au fost împotriva acestei decizii, spunând că nu ar trebui la nivel federal să avem o decizie unitară. Deci nu contează de fapt nivelul de la ce nivel al guvernului statal sau federal se aplică o încălcare drepturilor omului. Da. Oricare ar fi nivelul, dacă nu este la nivel de individ, lucrurile sunt nasoale. Am discutat și data trecută, asta ar fi diferența între răbdare și rant. Dacă vrei, între Mises Institute și Cato Institute, fix pe problema asta. Mises Institute e mai degrabă pro-decentralizare, lasă statele să decidă, chiar dacă e rea chestia aia. Cato, da, poziția ei nu era, intră și dacă e... Foarte la rău. Da, aici mai asta vreau să zic, că din punctul ăsta de vedere a zici că poziția Mises Institute e mai favorabilă statelor sudiste în războiul de secesiune decât să zicem opinia mea și decât aș fi și eu înclinat să zic că și ea are un răspuns foarte bun aici cu care eu sunt de acord și nu zice, amândoi both you motherfuckers are wrong. Adică amândoi greșiți. Da. E o greșeală și când ăia s-au băgat cu armele peste ei, e o greșeală și când ăilalți încălcau drepturile negrilor. Că, și asta e. Punct. Dar la intervenție, na, poziția libertariană juristă e privați. Da. Privați și punctual. Sudiștilor. Privați și punctual. Îi iau pe oamenii ăia de acolo care vor să plece, îi asigură că poate să plece și la revedere, îi protejează atât timp cât îi scot de acolo. Uite, zi. Aminte și Israelul când a vrut să pedepsească pe ăștia pe Hamas și zicea, dom'le, nu pot să eu mor așa unul câte unul să-i văd, pentru că trebuie să intru cu totul în Gaza și să-i săpesc pe toți. Dar atunci când s-a dus unul în Teheran, a putut să-l omoare doar pe el, punctual, păc. Adevărat, a durat mai mult timp. Nu era sigur că îl va prinde, era ceva o posibilitate. Însă se pare că au reușit până la urmă. La fel așa, dacă puteau să-i prindă pe toți, da, în 20 de ani, 30 de ani, pe toți liderii ăștia Hamas, că am înțeles că au o listă, e undeva pe un tabel acolo la ei. Da? Ar fi fost de preferat față de cum au intrat acum în Gaza și au ucis fără să discrimineze. N-a cucerit argumentul ăsta individualist al victimelor colaterale, nu s-a... Adică norma e aia de tip Raskolnikov, că e ok să o omor pe. Asta e norma, n-are sens să mai... Că ajută sau da, ceva. Nu, un calcul utilitarist. Da, e prins pe ea. Nu, că ea sunt oricum complici. Oamenii care încearcă să justifice, să-și păstreze mânușile albe în loc să fie pătate de sânge, spun că nu, că sunt complici. Ăia care sunt omorâți colateral, sunt complici. Cum argumentează Bin Laden? Cum argumenta? Exact. E plătitorul de taxe? Exact. Da, dar uite ce au făcut ăștia acum. Ok. Vreau să mai zic o chestie, apropo de cote. Dom'le, păi și care poziția libertariană? Îl discriminezi pe ăla la stat? Nu-l discriminezi. Uite, de exemplu, poziția lui Walter Block era că nu e drept să discriminezi la stat. Statul nu trebuie să... Statul nu trebuie să existe în primul rând. Da, asta vreau să zic. Poziția libertariană nu-ți dă o soluție de... Dom'le, pe ce criterii angajează CFR-ul, știi? Pe vechime, pe nu știu ce, pe... Nu trebuie să existe poziția. Asta e poziția libertariană. Mai vrei tu să spui ceva înainte să închid eu capitolul? Uite, o să închid eu capitolul spunând așa, mă întreba Costel mai devreme în ce fel de lume mi-ar plăcea să trăiesc. Eu aș zice așa că mie mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume care niciun individ să nu aibă dreptul să violeze proprietatea privată a oricărui alt individ. Și atât. Nu mă interesează dacă e alb,
roșu, verde, ribosomelin. Da. Ca să cităm din. Da, credeam că vrei să zici și drumul taberei fără metrou. Păi, cam asta a fost, nu? Uite, o chestie asupra care vreau să atrag atenția. Pe capitolul rasism, da. Rasismul nu e același lucru cu nazismul. Da. Nazismul e o formă de agresiune instituționalizată împotriva unor minorități. Ca să fii rasist, poți să crezi fie în diferențe rasiale, fie în... diferențe rasiale, fie să faci anumite valorizări, fie să urăști, să zicem. Am dat mai multe. Și ura e tot o valorizare. Da. E o valorizare. Da. Deci ideea e că e asta științifică în care nu valorizezi. Tu ești la două rase, bă, mi se pare că, nu știu, indienii sunt mai inteligenți decât nu știu cine. Și nu e o judecată de valoare. Pur și simplu, e convingerea ta științifică, dar ideea e că a fi rasist nu înseamnă a fi nazist. Pe chestia asta vreau să insist. În timp ce un nazist trebuie, deci un nazist în mod necesar trebuie să fie rasist, că altfel nu mai e nazism. Un rasist pentru că nazismul era un socialist bazat pe rasă. Adică poți avea un rasist care fie nu urăște și n-are treabă, pur și simplu e... El așa crede că albii sunt mai tari sau galbenii sunt mai tari. E o formă de rasism, a însemnat și asta, diferența rasială. El nu, poate fi să, da, să urască o rasă, să creadă că anumite defecte datorată rasei, dar tot așa, să nu fie importantă distinția asta, pentru că oamenii sar prea repede, știi, de la, apropo și de succesul leftismului, deci dacă tu te abați un milimetru de la leftism, nu e chiar așa. Da. Și aici aș mai pune un lucru, că l-am mai menționat cu altă ocazie, apropo de atunci când se pune diferența între colectivism și individualism. E o analiză din asta istorică care privește mai multe societăți pe mult mai mulți ani. E un tip mult mai deștept ca mine care a făcut-o, îl cheamă Michael Woodley of Many, M-N-I-E, și el povestește că dacă te uiți la istoria omenirii, atunci când a existat o amenințare, e vorba de când apare, de ce apare, întrebarea e în felul următor, de ce apare individualismul și ideile și de ce e recunoscut omul ca individ, abia odată cu iluminismul și cu revoluția industrială, cumva ele sunt, mai mult sau mai puțin, în paralel. De ce se întâmplă chestia asta? Și răspunsul pare să fie un fel de a privi organizarea tribalistică a omenirii, că atâta vreme cât cât presiunile evolutive, fie că sunt, ele sunt strict naturale, fie că sunt din partea altor oameni, da, hoardele invadatoare sau cine știe ce altceva, atâta vreme cât presiunile evolutive se aplică la nivelul tribului și tribul în sine sau colectivul, în cazul ăsta, ca să folosim cuvintele relevante, colectivul este supraviețuirea însă și a colectivului e amenințată, da? Atunci individul nu există. Atâta vreme cât colectivul are supraviețuirea, poate să fie amenințată, totul se subordonează supraviețuirii colectivului și colectivul nu există. În clipa în care se generează destulă bogăție, și care e problema de fapt, e lipsa de resurse. Ce amenință supraviețuirea colectivului? În mare parte avem două lucruri, prădători sau foamete. Da? Dacă la prădători să zicem că creștem colectivul astfel încât să ajungem la societăți întregi, da, ok, se mai întâmplă să fie unii cuceriți de alții, dar identitatea în sine rămâne în interiorul societății cucerite, da? Dar oamenea e pe bune, face să apară vechile linii tribale chiar într-o societate care părea că s-a unit, apropo de căderea Imperiului Roman și reapariția triburilor de barbari care fuseseră absorbite înăuntru. Teorii greșite, știi? E socialist, curat, știi, ăsta. Ce?
astea, tendințele astea, știi, internalizate, tu poți să-i spui, respectă individul și celelalte ți se vor da și pe deasupra. Eu nu spun că sunt corecte în trecut, așa știi? Au gândit, da, așa. Ci spun doar că până când nu se creează un loc de destulă îndestulare, prosperitate, să spunem, nici nu apare individul ca concept în filozofic. În fi invers. Să apară puțin individ și după aia apare și bogăție. Și să uite... Nu știu dacă... Unde, știi, aici, în America, știi? Aici e interesant. Îi văd niște bogăție pe acolo, aolo, Obama a adus aici, el niște căruțe. Aici știu la ce te gândești. Te gândești la faptul că în Anglia nu au apărut bazele capitalismului, recunoscând întâi drepturile de proprietate, știi? Că și în China. Ce e mai înainte, ou sau găină. Așa, trebuie să ducă mai bine, știi? Da. Îi mai zicem repede și de... Le zicem și pe celelalte. Falsul individualism? Că tot vorbim de Brandon. Adevăratul individualism. Falsul individualism al lui Brandon este un om de paie. E omul de paie cu care e tratat cuvântul de individualist în general. Atunci când nu vrei să te sacrifici pentru ceilalți, toată lumea crede că de fapt vrei să exploatezi pe ceilalți, să-i sacrifici pe ceilalți pentru avantajul tău propriu. E nu doar dacă era Atlas Shrugged, să poți să trăi pentru tine însuți fiind propriul tău scop, cum ar veni, să nu depinzi de ceilalți. Aici se leagă mult de percepția asta că atunci când ești un individualist, faci ceea ce trece prin cap, indiferent dacă e bine sau rău, dacă faci rău sau faci ceva în detrimentul proprietății altuia, pur și simplu, dacă asta vrei, asta faci, ești un individualist. Pe când aici, Brandon susține că un individualist adevărat trebuie să fie rațional, nu irațional și nu poți să spui despre cineva care... să zicem, trăiește după toane, că alege într-un mod rațional să fie independent și individualist. Da? Numai atunci când faci ceva rațional, poți să spui despre cineva că este într-adevăr un om independent. Dacă, să zicem, ai chef... ai o toană, să zicem, acum să mănânci 3 tone de alune, dar nu poți să spui despre acea persoană, domne, e un individualist în sensul propriu. Bine, aici e, când te ascultam mai devreme și încercam să-mi aduc aminte când face el trecerea de la individualism la independență, că e o nuanță subtilă, dar e importantă. El spune așa că omul, ca să existe ca om, trebuie să își producă cumva mijloacele propriei vieți, mijloacele propriei supraviețuiri și asta e cam definiția independenței, mai mult sau mai puțin. Ok, poate să fie interdependent în sensul în care el produce valoare într-o societate și schimbă cu alții, dar tot e independent în sensul în care el este singurul responsabil pentru partea lui din schimb care îi produce viață. Eu zic și când primește o pleașcă tot produce valoare. Pentru altcineva, dar acolo poți să spui că nu e, cum îi spune, că nu a făcut nimic, știi? A produs valoare, altfel nu. Da. Că nu a făcut nimic care să se diferențieze. Da, una dintre discuții este reprezentarea asta, că atunci când auzi de cuvântul individualism, hop, sare repede la gândul, zice el aici, la Nietzsche. Deci unul e ăla care vrea să-i sacrifice, nu? Sau ce? Pe ceilalți. E opusul altruismului, nu? Sau ce? Primul sens de individualism. Opusul altruismului construit
construit într-un mod non-onest, da? Pentru că opusul altruismului este exact ceea ce, dacă altruismul reprezintă sacrificiul propriului interes în interesul altora, opusul altruismului reprezintă să îți păstrezi, să îți urmezi propriul interes, indiferent de interesele altora. De? Nu presupune să sacrifici interesele altora în interes, adică așa se neagă o propoziție, din câte știu eu, știi? Bine, mă gândesc că individualismul mai înseamnă niște lucruri încât ăla agresiv să nu fie egoist, ca să zic așa. Deci un nazist, un supraom care îi sacrifică pe ceilalți, nu e, nu știu, nu e rațional. Ea moară pe aia și moare și el de foame. Aici e o problemă, aici din punctul ăsta de vedere, e o problemă de generalizare, da? Individualistul ce face de fapt? Care este trăsătura lui principală? Este că îi judecă pe ceilalți ca indivizi. Nu prin o perspectivă, nu printr-o lentilă colectivă. Îi judecă ca indivizi. Și de ce îi judecă și judecându-i ca indivizi, nu poate să le nege drepturile omului lor, drepturile fiecare sunt inerente fiecărui individ. Și atunci nu are cum să dispună de ceilalți în modul nicean în care se face chemare aici, da? Dar dispune supraomul de ceilalți. Alt sens care mai... Deci ăsta e unul, nu? Că îi sacrifici pe aia, îi umăr pe aia. Alt sens care e ăla, că e, o teză e corectă, că am zis eu sau... Da. Zi tu. Nu vreau să zic altceva. Ipoteza e că individualism este tot ceea ce mi se năzare mie. Individualismul este, eu sunt individualist și asta înseamnă că eu definesc individualismul cum vreau eu, pentru că sunt individualist. Nu fac 4, când fac 5, că așa vreau. Exact. Așa vor mușchina. Da. Adică o lipsă de cum ești individualist și nu vrei să te supui constrângerilor celorlalți. Mm-hmm. Da, dar sunt totuși unele constrângeri ale realității față de care e irelevant dacă vrei sau nu să te supui. Da, și legat de chestia asta cu realitatea, nu poți să vorbești despre sentimente independente, doar de o minte independentă. Da? Atunci când pur și simplu nu poți să atribui cuvântul independent unui sentiment. Da? Eu pe asta n-am vrea înțeles-o. El o mai zice, Brandon, că sunt legate... Aia care au feeling-uri altruiste au avut o ideologie altruistă în primul rând, încuplat. Da, orice sentiment. Cred că merge pe aceeași idee. Nu poate să-l analizeze, de fapt, de asta spună. Eu zic, influența de sentimentul, când apare sentimentul leftist de nu știu ce, ei așa acolo sunt două, trei idei leftiste, știi? Merg împreună, nu apare sentimentul așa. Mi s-a părut altfel. Sentimentul pur și simplu este o... este așa de subiectivă încât scapă oricărei analize raționale. Atunci noi nu poate spune dacă e independent sau nu. Nu, înțeleg că nu e întemeiat, știi. E justificat. Și doar unei minți, adică unei chestii care ajunge să iau o decizie sau să facă o acțiune doar în urma unui raționament. Eu înțeleg așa că sunt legate, deci raționamentul e legat de sentiment, doar că și raționamentul ăla... individualist e vai de mama lui, știi? Ăsta, falsi individualist. Da. Hai să zicem un existențialist sau nu știu la cine se gândește. Probabil. Nu știu. Nu neapărat și la tine are leftiști care n-a argumentat. Nu știu, aici mă gândesc că e mai degrabă ceva legat de, știi, de, cum îi spune, de antiteza asta pe care o au ei între... gândire și simțire. Facts and feeling. Da, facts don't care about your feeling. Cam ceva de genul ăsta. E surpriză și acum discutăm de asta. Și asta cu care e subiectiv și are toane, consideră obiectivitatea și cunoașterea ca restricție asupra propriei libertăți. Da, se constrânge. Hedonistul de moment. Așa îi spune Brandon. Bine, și mai degrabă, cum s-ar sublinia asta? Practic, ce vrea el să spună este că atunci când cineva
se folosește de următoarele criterii pentru a deveni, pentru a defini individualismul, de fapt definește un om de paie. Și nu ăsta este individualismul despre care discutăm, despre care am discutat ca fiind opus rasismului și colectivismului. Și uite criteriile ca să poți să recunoști acest om de paie. Deci, o spune așa că individualismul lor, ăsta pe care îl definesc așa, are următoarele trei sau una din următoarele trei zicale. Este corect pentru că cred în el sau cred că este corect. Este bun pentru că îmi doresc acest lucru. Deci faptul că îmi doresc un lucru e de ajuns să-l facă să fie bun. Și al treilea este adevărat pentru că cred. Deci cum am zis, nu, am greșit un pic. Am zis, este corect pentru că simt. Este corect pentru că o simt. Pentru că am acest... pentru că simt că este corect. Adică cumva corectitudinea este justificată de sentimentele mele interne, bunătatea este justificată de nevoile mele interne și adevărul este justificat de credințele mele interne. Asta ar fi cele trei criterii ale individualismului fals. Și ajungem la ultimul capitol. Argumentul prin intimidare, acum îi zicem. Da. Așa. Ea face rap. O raportare mai întâi la atacul ad hominem. Dacă, o să zicem, un candidat politic vorbește despre o anumită măsură, să zicem, vrem să creștem salariul minim, cu nu știu cât la sută, e posibil sau nu e posibil, afli că acel candidat și-a înșelat soția, îl ataci prin faptul că, domne, dacă și-a înșelat soția, e clar că ce spune el e o prostie. Nu mai discutăm dacă în sine faptul că creșterea salariului minim ajută sau nu salariații este o chestie benefică. Argumentul prin intimidare este ceva de genul următor. Pleci de la presupoziția că toți ceilalți, toată lumea, e un drum invers. E un invers. E oarecum un drum invers. Da, oarecum, da. E un ad hominem implicat. Adică drumul invers e corect, știi? E un ad hominem implicat aici, dar aceea spunea, zice două lucruri înainte de asta. Spune așa că ad hominem în sine reprezintă o problemă de discurs logic și presupune că în loc să consideri valoarea argumentului, valoarea logică a argumentului, tu te apuci să întrebi despre calitățile emitentului argumentului. Și nu e neapărat nevoie de să zicem că e o problemă morală. Știi că aici la problema morală, dacă te duci mai departe, dai de o altă problemă de logică care e păcatul genetic. Păcatul genetic este ceva de genul, domne, Hitler era vegetarian, prin urmare toți vegetarienii sunt niște criminali în serie. Adică nu poți, vegetarianismul e o chestie care era compatibilă cu oameni de genul lui Hitler și uite, ăsta ar fi păcatul genetic. Deci nimic din ceea ce scoate omul ăsta, pentru că el este o reprobabil moral, nu poate fi bun. Nu trebuie să ne... așa. Dincolo, ad hominemul este atunci când, în loc să privești argumentul în sine, dacă e corect sau nu, dacă e valid pe termenii lui, începe să te preocupe, bă, dar ăsta e beat? De aceeași eroare. Caracterul ți-i validează teoria. Da, e oarecum aceeași. Hitler e rău și zice, nu știu, în București vreo 4 milioane de... Numai că tu nu știi capă calitatea lui, asta încerc să spun, sau cel puțin în discuție nu este, tu aduci în discuție calitatea lui. Pe când dincolo nu asculți de la el nimic, la păcatul genetic. Ce zic? Adică noi avem o discuție. Se pare că la fel. Pentru că e rău, e greșit, e falsă teză. Sunt foarte înrudit. Da. Bun, și ăsta este... Dacă, zicem, Valim spune acum că capitalismul este o organizare socială benefică, eu încep să fac aluzii și să-l intimidez prin a-i reaminti faptul de a-i
sugera prin atitudine, prin într-o replică sau prin altă gestică, faptul că cam toată lumea crede că capitalismul este rău și deci tu care emanezi o astfel de replică ești dracu întrupat. De exemplu, răspunsul ar fi ceva de genul: numai un om care îi place să mănânce ficat de copii nou născuți ar susține că capitalismul e bun. Dar nu e... Nu, uite, m-a zgăriat. Mi s-a părut bun exemplu, știi? Pentru ilustrarea argumentului. Cum funcționează intimidare? Dai nicio evidență pentru de ce e falsă poziția lui. Da. Rezultatul e o valorizare negativă a lui. Tu zici teza te, jurnale, tu ești un bou. Cam așa funcționează argumentul prin intimidare. Ce zice Ayn Rand aici cu exemplu ăsta ar fi un fel de popul mai degrabă. Argumentul la popul, tu... Nu, asta e... Argumentul ad populum. Lumea crede că toată lumea știe că e depășit. Toată lumea bună. De bună calitate. Nu, și așa îl văd. Da, iar fals. E și așa, deci da, încerc, da. Argumentul prin intimidare e în sensul următor, în care ți-ar spune, de exemplu, numai un nazist ar vrea o realitate obiectivă. Numai un nazist ar crede într-o realitate obiectivă. Știi? Noi începem să discutăm despre natura realității și eu la un moment dat zic, auzi, îți dai seama că numai un nazist ar crede în realitatea obiectivă, nu? Poți și așa, dar asta e prea directă. Te forțează pe tine să, dacă vrei să argumentezi în continuare, știi, să-ți asumi discuția. Da, ok. Da, mi se pare că nu... Adică eu nu te-am făcut nazist, știi? Suntem în discuție. Ideea este că încerc să-ți intimidez, să-ți atac... să-ți subminezi poziția morală în condițiile în care tu vrei să continui discuția. Eu vreau să închid discuția. Cu argumentul la intimidare, ideea este să închidem discuția. Ea nu trebuie să continue. Da, da, fii atent. Dacă el ar fi tu să... dacă o continui, e ca și cum îți asumi eticheta. Scuze, spune, Gabi. Să formăm în TMR naziștii care nu știu, sau toată lumea crede că nu știu. Pe definiția ei, eu stric definiția ei. Tu n-ai nicio evidență, știi? Păi tu nu, ai zis o teză, nu, aia e o formă de întemeiere ad populum. Când zici numai un nazist sau nu știu ce, îl invalidezi, chiar dacă e licită, știi? Te aduci un temei pentru care dubios. Nu, mi se pare mai subtilă varianta ta, dar același zic lucru. Zic că nu e, nu pentru sunt bune că... exemplele, mi-e așa mi se pare. De exemplu, dacă vorbești cu un prieten, știi? Vorbești cu Costea, știi? Nu vrei să fii așa de dur, numai un nazist ar putea susține NAP-ul. E, și vrei să spui așa. Da, da, toată argument. Nu e toată lumea definiția bună. Ei da. Argumentul prin intimidare, toată care lumea... e nicio evidență pentru așa. Da. Și ești un... toată lumea bună este împotriva NAP. Da. Cum de tu... Dar nu-i spui că e un nazist sau un... Da, da, asta e un argument fiat tot... autoritate. E așa, știi? Ea discută două tipuri, știi? Fie de autoritate. Păi uite, profesorii, nu știu ce... autoritatea capitalistă e varză, autoritatea, nu știu, l-a invalidat pe Aristotel, știi? E argumentul ad populum. Adică ea îți dă două forme de invalidare, ori pe definiție, ei tu nu aveai nicio falsificare, știi? Da, 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 da. Deci nici nu discutam poziția ta și ziceam da. Ce norocit ești. Uite, o chestie care îmi place aici e că ea zice că e ok să-l valorizezi pe ăla, să zicem, ala e socialist, ai demontat nu știu ce ești, păi e ok să-i zici că e rău, știi, sau că e nu știu ce, știi? Problema e să nu fie invers. Ea să spune... pleci de la rău către invalidarea tezei. Ea spune în felul următor. Că... dacă unul e socialist, uh-huh. Tu poți spune, uite, socialismul e rău pentru motivul XYZ și după aia să zici, ești fraier că e socialist. Deci poți face, dar zice Ayn Rand, judecata morală trebuie să succeadă, nu să preceadă. Păi da, 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 ea, da, da, ea spune în felul următor, zice că... adică nu e ad comina, dacă tu zici că ești un prost, nu știu cui, așa, socialist, nu e ad comina. Spune în felul următor că este o metodă de a opri dezbaterea și de a extorca acordul unui oponent cu noțiunile nediscutate încă. De exemplu, este o metodă de a bypassa logica prin
presiune psihologică și spune în felul următor că metoda asta de presiune psihologică constă din a amenința să ataci caracterul oponentului, din a amenința să ataci caracterul oponentului prin continuarea argumentului său. Adică scopul acestei intimidări este să oprească discuția. Da. Deci nu să spun că, bă, deci nu să zic de genul, deci discutăm, nu știu, hai să luăm iarăși discuția aia despre, nu, hai să nu fie despre realitatea obiectivă, hai să fie despre lovit copii, da? Deci zicem că tu ai poziția că copiii trebuie bătuți că altfel nu învață. Și eu am poziția că, și asta încerc să spun, că poți să o aplici oricum. Și eu am poziția că copiilor trebuie să li se aplice aceleași drepturi de proprietate asupra propriei persoane ca și adulților, da? Bun. Și tu îmi spui mie la un moment dat următorul lucru. Numai un incult sau un aerian ar crede că copiii pot să învețe de vorbă bună. Și dacă eu, dacă pentru mine eticheta de incult sau aerian este foarte mare, este o prezintă o presiune pe care nu vreau să mi-o asum, eu nu mai continui discuția. Dacă continui discuția în direcția asta, practic îmi asum apelativul. Da, îmi asum apelativul. Uite, un exemplu care s-a întâmplat, multe exemple există în spațiul românesc contemporan. Dar în pandemie, de exemplu, dacă vrei să vorbești despre diverse tratamente ale COVID-ului sau... Da, nu-ți pasă de bătrâni. Nu-ți pasă de bătrâni, nu-ți pasă de bolnavi. S-a încheiat discuția, da. Deci... Vorbeai despre, domne, s-ar putea să meargă și alte tratamente în afară de, așa, sau masca n-are nicio relevanță, vorbeai despre nanometrii, nu știu ce, domne, nu-ți pasă de bătrâni. Ce să fie distanța? Da, 1,5 metri sau... Cred că e mai apropiat de ce vrea Rant decât exemplele ei, adică nu că în perete. Ce zice ea, mi se pare că e mai... Bine, poți forța să zici că sunt pe pattern ăsta, pe tiparul ăsta. Dar trebuie să fie ceva de genul ăsta, știi? Da, da. Înțelegi? Eu nu discut ce zice ăla, ivermectina să face, nu știu, nu mă interesează. Dar zic că ești rău, știi? Da. Ești... De exemplu, eu refuz o societate bazată pe proprietatea privată pentru că, sau invers aș spune, doar un om care e fără inimă și nu-i pasă de săraci ar discuta în favoarea unei societăți bazate pe meritocrație. Și atunci tu, și e un fallacy acolo, că tu nu ești neapărat că nu-ți pasă nici de bătrâni, nu-ți pasă de săraci, știi, dar chiar e ideea noastră dintr-o societate meritocratică, i-ar duce-o mai bine. De exemplu, domnule, aș vrea ca statul să fie, să dispară. Una mai simplă și mai subtilă ar fi, ai nu fi ridicat. Da, da, e așa asta. Și asta e un exemplu pe care îl dă ea. Da, fi direct. Exact. Mi le notat și... Sau, pot să-mi dea prin gestică, știi? Da, uite, da, mă feream. Prea mult conținut înseamnă a te aduce spre argument, știi? Da, da. Zici, ești ca nazist, ești ca nu știu... Te duce în alte forme de... alte erori, să zici. Ok. Ori tu vrei să păstrezi puritatea argumentului prin intimidare, care nu discuți ce zice, ăla aduci ceva, deși și ale pot fi, nu știu, performante, chiar și asta cu ridicol, că ești ridicol. Argumentul prin apel la ridicol, știi, că nu vrei să fii, sau nu vrem să fim ridicol, știi, e? Sau... în discuție salariul minim, tu spui, domnule, trebuie să dispară statul. Hai să spunem cea, că acum avem treburi serioase de discutat, nu mă lua pe mine cu dispariția statului.
trebuie să spunem aici ce trebuie făcut acum pentru săptămâna viitoare. Tu încalci o premisă pe care o acceptăm, știi? Așa arată argumentele astea. Nu-ți pasă de bătrâni. O chestie de genul... Nu vrei să... Nu, ambii vrem să ajutăm săraci și așa poziția lui seamănă mai degrabă cu un argument, știi? E un fel de demonstrație utilitaristă, știi? Și eu și tu vrem să ajutăm săraci, tu nu vrei să... Da. Sau altfel, uite, o intimidare mai directă, știi? Nimeni nu face carieră la SNSPA dacă ia partea studentelor. Și atunci închide orice discuție. Da. Da. Și mă rog, aici cumva Ayn Rand de plânge foarte mult. A, deci de care sens argumentul, nu? Da. Și deplânge foarte mult felul în care a ajuns scena dezbaterii. Ea se bazează foarte mult în dezbaterile astea pe principii. Cumva bazându-se pe principii, se bazează pe recursul la logică, pe recursul la non-contradicție. Cumva pentru ea, atunci când observă că interlocutorul sau partenerul de dezbatere sau dinamicul de dezbatere, depinde cum vrem să spunem, începe să se contrazică, asta teoretic ar trebui să fie o victorie în alb, un cec în alb asupra orice. Și aș vrea aici să te rog pe tine, Costel, să ne spui de ce se înșală în termenii... În perspectiva scenei de dezbatere astăzi cu postmoderniștii. De ce recursul la logică, la non-contradicție, la adevăr? Da, zici că na, a depășit... Asta se poate replica un postmodern, că e o chestie tradițională. În principiu, Aristotel a fost tare la vremea lui, știi? E chestie depășită, adică chiar dacă îți comite, știu, o contradicție și să o dată. Tu zici, gata, ți-am găsit... E unul dintre lucrurile care, cum să spun, cred că sunt cel mai greu accesibile oamenilor de pe de rând, de pe stradă, pentru că omul în sine, intuiționist, nu crede în contradicții, că vorba aia, n-a pus mâna pe prea multe contradicții în realitatea asta care există, da? Dar nu cred că el își imaginează cum funcționează într-o dezbatere un postmodern, din punctul ăsta de vedere. Asta te-aș încuraja că poți să dai câteva exemple. După ce se ghidează ei, dacă o contradicție e, am trecut peste. Asta pot spune că, uite, să vezi ce asumă în discuție, știi, te vezi la discuția lui ăla, cum se numea ăla, Zizek sau Peterson, Zizek. Adică e o discuție acolo, știi? Cădem de aia, n-am văzut, știi? Vezi ce crede, știi? Ce crede, ce vrea, știi? Păi da, ce crede și ce vrea... Vreau să ajut săraci. Exact cum argumenta Miz. Ok, și eu vreau să ajut săraci, dar uite. Avem două opțiuni, asta și asta. Asta duce acolo. Da, dar opțiunea ta este rea și opțiunea mea, chiar dacă nu ajut, chiar dacă nu produce efectele cele mai bune de dorit, de ajutat săracii, măcar e bună. Cred că poziția postmodernă ar trebui să fie... Uneori ajută capitalismul, uneori ajută. Nu există sisteme universal valide? Asta ar fi dacă... Asta ar fi dacă ar fi consecvenți, dar știm că nu. Da. Chiar lor e mai degrabă. Sunt oameni. Uită de prosteala asta cu are și au punctele schivanești. De la stat. Așa trebuie. Uite, dacă vorbim, eu feministă vorbește despre... E clar că ea crede că întotdeauna violul e rău, e ceva rău. Dar uite, poate să adminte dacă vin niște extratere și ne cer asta. Da, am avut, nu, am avut discuția asta și în trecut și există contraexemplu că violul nu e rău dacă violezi bărbați. Există feministe care susțin această teorie. Și susțin și lucruri poate... mult mai rele pe care poți să le faci bărbaților și, ca fiind bune decât... Poate să-ți găsească de asta pentru arce. Inclusiv peste. Pentru astea rele. Îți dă exemplu că extraterești. Vor să omoare un copil nevinovat. Da, eu întâi să omoare. Da, încă acolo mi se pare că
Tot, da, așa mi se pare că sunt și ei oameni, adică au bun simț și asta, știi? Încă acolo aș spune că tot e o argumentație și face referire la niște concepte pe care le avem în comun și pe care cumva le ducem ca fiind, cum să spun, eu să fiu postmodern în discuție cu tine care ești, să zic, tradițional aristotelian, de exemplu, și zic chestia asta că uite că vin extraterestri și, apropo de argumentul lui Hummer, da, vin extraterestri și ne cer să furăm un dolar, da? Și tu n-ai furat dolarul și eu aș fura dolarul pentru că avem acest bine în comun care reprezintă supraviețuirea speciei, știi? Și mie mi se pare că acest bine, numele acestui bine, eu așa încerc să te conving, știi? Numele acestui bine pe care îl avem în comun, pentru că avem pentru că e senzația asta de, uite, avem acest principiu împărtășit și trebuie să supraviețuiască specia. De partea ailaltă însă, dacă în loc de supraviețuirea speciei îmi vine extraterestrii ăia la mine și îmi spun, uite, eu mă ocup să înzestrez toți copiii orbi care sunt tranși cu jucării dacă scăpăm de toți bărbații cu anumită tipologie cromozomială pe care s-ar putea să o împărtășești și tu, o să mă întorc și o să le spun, știi ce? Nu mai furăm un dolar, dar ia uite cât bine putem să facem să scăpăm de unul ca ăsta, știi? Să mă gândesc la asta cu dolarul. A, de postmodern sau de ce? Da. Să băgăi și pe el în cenă. Uite, mă gândeam la asta cu marțienii care cer o chestie urâtă, știi? Poți să le întrebi, păi și întotdeauna ai face asta? Adică dacă zice da, întotdeauna aș face, ar fi universal. De istorie, eu în contextul ăla. Nuanțelor, adică sunt situații în care zice nu. Păi ar zice nu. Nu l-aș ceda, știi? Ok, când nu l-ai ceda? Devine interesantă conversația, știi? Sau de ce atunci nu l-ai ceda? Nu știu, avem arme. Dai seama, te prostești. Sunt situații în care unii își impun sau se autocenzurează și își argumentează în propria minte, prin intimidare de lucruri care în interiorul lor le consideră adevărate. De exemplu, ar vrea să spună la, sunt invitați la televizor, ar vrea să spună salariul minim este o prostie așa, dar nu spun sau pentru că taxarea e furt. Dar nu spun lucrul acesta pentru că au impresia nedovedită, în fapt, pentru că nu s-a întâmplat niciodată să spună cineva că salariul minim ar trebui eliminat. Că lumea nu o să îi mai placă de ea, nu o să mai fie invitat, nu o să mai există cercuri să fii privit ca un paria. Și atunci îți argumentezi în propria minte, da? Te intimidezi singur cum ar veni. E văzut, asta e empiric, uite. Sau poate e posibil să supraestimezi efectele anumitor chestii. Că Milei a zis 5.000 de chestii, deci da, nu. E posibil ca în politică să conteze, nu știu, alte lucruri, nu știu, că par un om bun și asta poate să conteze și dacă ești că taxarea e fur. Nu. Aia să bată. E, na, sunt încurcate găile. E posibil că, uite, ea mai face referință aici la o anumită tipologie de oameni care mie mi se pare interesantă. Am întâlnit-o mai des la ea în scrieri, persoana asta, dar nu o înțeleg pentru că nu pot spune că am întâlnit-o în realitate atât de des. Ar putea ea să aparțină unei alte epoci. Persoana care își extrage propria valoare din validarea altora. Deci cumva nu are, deci propriul simț de valoare sintetică nu există decât în măsura în care altcineva îi dă binețe sau îi zice da, o aprobă. Adică nu e ideea cum ar veni, am o idee, nu expun ideea, dar cumva dacă aș putea să o expun în același timp, dar să nu mă expun expunând ideea și să primesc validare de la o persoană pe care eu o stimez sau eu o întrețin, atunci dintr-o dată ideea mea este bună și eu sunt o persoană
de calitate. Mm. Unii se mișcă foarte rapid. Nu ascultă, că unii nu înțeleg diverse argumentări, însă ascultă tonul vocii. Mm. Și dacă este de acord sau în dezacord cu ceea ce spusese el înainte, știe pe ce poziție să se replieze după aceea, știi? Alții, o altă metodă de a intimida pe ceilalți este să apelezi la o autoritate de tipul, dacă eu când am citit, de obicei pe cei tineri și inocenți se aplică. Un profesor în școală spune o prostie, elevul spune, domn profesor, da, a spus o prostie, stai să vezi în ce context, păi, da. Când în pasajul nu știu care, dacă ai citit tu Aristotel, la capitolul 1.17, situația, dar nu l-ai citit, nici nu trebuie să mai spun așa, las. Da, după ce citești o să înțelegi vorbim după care... aia, da. Dacă mai ai nevoie, da, sunt sigur că nu o să mai ai nevoie, doar nu vrei să te faci de râs în fața clasei, da. Ca să folosim și argumentul din intimitate. Da, da. Da, trebuie să ai nervi, știi, trebuie să... Bine, dacă ești dascăl, ar cam trebui, că e jobul. Bine, aici ea trebuie mai dă... Trebuie să-i zici în două astea. Ea mai dă un exemplu și asta îmi place, că se termină oarecum fix de... Știi că noi am început cartea trăgând paralele la Jordan Peterson și uite, terminăm cartea trăgând paralele la Jordan Peterson. Și anume spune așa că dacă vrei să pleci în dezbateri de genul ăsta, pleacă numai dacă ți-ai făcut ordine în propria cameră, știi? Da, numai da, dacă da. Știi că nu poți fi atacat sau destupat prin pe sau destabilizat prin da. Atacuri din astea morale care adică să spună la... Nu, adică te duci, să te duci, dar doar după ce te-ai blindat. Da. După ce ți-ai pus ordine în gândire, după ce știi, ți-ai pus niște... ți-ai stabilit o ierarhie de valori pe care ești convins că e corectă, adică ai... Moral sanctity, zice programat aici. Aici, da, cum să zic, vroiam să nu spun termenul de certitudine morală, că vorba aia a fost folosit recent într-un context mai puțin favorabil. Da? Cine? Ce? Cine? Slava Ucraina. Kamala Harris. Nu, cu Slava Ucraina. Au avut oamenii o certitudine morală că... Ucrainii au dreptate. Zelenski n-a făcut nimic rău. E tot poziția utilitaristă, dar n-ai ce să-i faci omului. E și greu și pentru ăștia mai antrenați e greu să se țină. Dar na, trebuie să lucrezi. Să termină cu un citat din cum era, dacă asta e trădare, dă mai mult sau așa să Patrick fie. Harry. Patrick, nu, atunci, nu, dacă, dacă asta e trădare, atunci hai să facem hai să facem lată. Am uitat ele. Da. Era inevitabil, știi? Ăla cu give me liberty or give me death. Ideas. Ce vremuri! Așa am încheiat cartea Virtutea Egoismului de Ayn Rand. I-a nimerit numele de data asta. Și pentru Valentin Berceanu, Costel Stăvărachi, am fost Gabriel Munteanu. Vom reveni în episoadele următoare cu... Vedem, nu spunem. Stați și vă uitați. Știm, dar ne place să... Vom trimite un anunț pe canalul de Telegram. Dacă vreți să știți ce carte să citiți înainte, căutați canalul de Telegram și o să vedeți acolo de ce ne apucăm săptămâna viitoare. Dăm libertate sau dăm moarte? Așa încheiem, nu? Eu a zis ce dăm libertate, că e mai bună decât toate. La revedere! Nu vă lăsați intimidați!